Am înțeles. Așa, hai că am dat drumul la înregistrare, așa că zic încă o dată bună ziua tuturor, dar începem oficial la 12. În 7 minute. Ce ceva de făcut până atunci. Iarăși o să am o rugăminte pentru cei care sunt, sau o sugestie. Văd că e numai o singură bară sus cu cei care suntem, sau nu știu eu cum să vă pun, dar cu siguranță vom fi mai mulți. Să ne identificăm, Marian sunt sau Nadia sunt, ca să știm cine vorbește. Apare principiul la fiecare nume acolo, la fiecare poză de sub numele, cu ce nume v-ați spus voi, la tine apare chiar Marian. Și la majoritatea colegilor apare numele, doar cei care intră de pe telefon, din câte știu eu, la ei apare, dacă nu și-au setat, cumva un Huawei sau Demir ce pe acolo. Apropo de cum ne vedem, vezi că ai sus în dreapta, avem acolo un speaker view și dacă dai un click acolo poți să gallery mai schimbi. View, am înțeles acum, așa. Gata. Bun. Dar tot e mulți, tot nu încap toți. Păi nu încap toți, că suntem 74, nu mai vezi că nu. De ce nu încăpești toți, mă? De ce nu încăpești? Dacă dai la fel un click pe participants jos acolo, îți apare o listă pe verticală cu toți înșirați cât tot de tot. Prezent, așa ca nume, pur și simplu, în ordine, nu știu sigur, în ordine în care intrăm, în ordine alfabetică, cred că ne așează sau nu știu. Carmina, intervin eu. E butonașul acela albastru de scroll și ne lasă să ne plimbăm prin toți participanții. Da, dar toți pe pagină nu merg, știi, numai tot așa. Deocamdată mie mi-apar aici două pagini, ca și când am fi de participat. Da, okay. Am ajuns la a patra deja. Da, da, da. Da. Văd și eu pe Marius. Vă salut, vă pup. Bună. Salut, salut Marius. Ești într-o mașină, dar sper că nu conduci. Îți la volan. Aoleu. Bun găsit tuturor. Atunci te rog să te uiți în față, nu te uita la telefon. Numai e roșu în față. A, dacă e roșu. Vorbești la mașină. Da. Da. Faci tu. Bună tuturor. Salut, Cristina. Bun găsit tuturor. Bine ați venit. Bună ziua, sper că mă aud. Regăsit, vă auzim. Salutare tuturor. Mamă, ce nebunie. Clara asta trebuie să o pui, Carmina, după ce terminăm. Îi dăm drumul peste tot ca să vadă lumea cum e. Clar. Da. Și că nu poți să ții două săbii. Au inițiat cursul. Da. Și că nu poți să ții două săbii în aceeași teacă. Da, 300 de săbii în aceeași teacă, cum le ții. Ne străduim. Da, da, da. Bună și din partea mea. Salutare. Bună. Ce mișto. Bună și din partea mea, doar că eu nu am cameră, doar microfon. Nu e problemă, important e că sunteți cu noi. Așa e, Carmina. Salutare. Salut, salut. Mai să rămână. Tu de unde dai semnal, Maia? Vă salut și eu pe toți. Salut, Daniel. Până la urmă, cât suntem, Carmina? Păi acum suntem aici 99. La înregistrare, pe formularul completat, suntem 421. Asta înseamnă că oricum oamenii aceștia 400 și cât sunt și-au scris mail-ul și oricum și dacă nu intră acum, le vom trimite înregistrarea, așa am promis. Și sperăm să și reușim să facem asta. Am dat drumul la înregistrare deja, dar oricum, mai așteptăm 2-3 minute. Servus, Carmina! Salut! Am recunoscut vocea Raluca, dar nu o văd, dar mă mai duc acum și mă plimb aici.
Salut. Sunt pe un telefon obosit și nu cred că o să mă vedeți. Nu-i problemă, am recunoscut vocea. Și mulțumim frumos, Carmina, de inițiativă. Cu drag. Nu știu, Carmina, de la mine se aude? Da. Mulțumesc. Bun găsit, am intrat și eu. Salut, Adina. Să rămână, Adina. Acum o văd și pe Angelina. Salute! Te pup, Violeta. Ce faci, Îngeraș? Ce să fac? Uite, mă bucur să fim aici cu toții. Pare că tot rău spre bine, știi? Da. Altfel nu ne-am fi întâlnit așa în număr mare. Fain. Cred că am văzut-o și pe o colega mea, Corina, și acum mă întorc să o caut și nu o mai găsesc. La cât sunt de pricepută. Uite aici. Uite aici, spui, dar eu nu te văd. Doamne, am ajuns la a patra pagină sau la a cincea? La cincea. Da, zic și eu pagina acum, știi? Da, da. Păi dacă suntem 114... Ea face, imediat face o împărțeală, nu? Corina. Așa, că te-am văzut acum. Suntem două, e fain, nu? Și dacă, ca să dăm raportul colegilor la o adică. Ei, dăm raport. Fiecare se descurcă după cum... Poate. Vreau. Nu, dar mă gândesc că le povestim, știi, ce aflăm și așa. Eu am povestit despre Discord. Și care vrea poate să încerce, nu? Încerce. Eu m-am descurcat bine, atâta că video nu putem decât 10, dar audio a fost perfect. Am auzit și eu despre Discord. Mesaje scrise. Și tu l-ai recomandat și am mai auzit că ar fi... Da, da, da. Deci efectiv e nu-i cautabilă, dar copiilor poți să le solicit să-ți scrie răspunsurile, să-ți scrie prima rezolvare, care e subiectul, care e predicatul, văd toți. Foarte bine. Deci, se poate. Acum vreau să văd și partea asta video, că să-i văd eu la față. Da. Începem, Carmina? Bun, începem. Da, 12 un minut. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Vă mulțumim bună ziua. Că participați la această întâlnire huge, aș zice eu. Și prima rugăminte ar fi ca toată lumea să-și închidă microfonul, în afară de cei care vor vorbi. Marian, lasă-l tu, Angelina, Anda, colegii care știu că intervin, Ana Ungureanu, că noi sigur nu intrăm unii peste alții, ca să ne putem auzi. Faceți un semn dacă ne auzim. De văzut, doar cine dorește, cine nu dorește, poate da stop video din stânga jos al ecranului, dacă mergeți cu cursorul apare un stop video și la fel și mute, da? Mute și opriți atunci microfonul. Important e să ne auzim, suntem mulți, suntem acum 121 de participanți care deja am intrat. Pe formularul de înscriere avem peste 400 de oameni, nu știu că toți au reușit acum să sau se chinuie să intre. Cred că e important să stabilim câte ceva și să diseminăm din ce am făcut zilele acestea sau din ce avem de gând să facem. Îi dau cuvântul lui Marian Staș mai înainte de a începe prezentările, să ne spună câteva cuvinte, la ce s-a gândit el, ce are în vedere. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care m-au ajutat să punem o structură cap-coadă așa pentru întâlnirea de astăzi, astfel încât să fim cât mai eficienți. Și mulțumesc vouă tuturor că ați intrat, participați, că vă pasă și asta cred că e foarte important apropo de atitudine și de una din părțile competenței. Și mulțumesc Aspire Teachers, Măriuca și Nic, care au venit cu ideea să intrăm pe un cont al Aspire de platforma Zoom, pentru că pe abonamentul pe care eu l-am personal puteam intra doar 100 de persoane, așa putem să ne ducem până la 500. Suntem 126 acum, îi dau cuvântul lui Marian, mulțumim.
Mulțumesc, Carmina. Salutări tuturor. Mă bucur că suntem în conversația asta și, evident, rostul prezenței mele aici, 99%, este în virtutea parteneriatului și a proiectului Aspire for Teachers. L-am pornit împreună așa încât din această comunitate mă pronunț. Îngăduiți-mi 1 plus 3 comentarii scurte de proces și de rezultat. Așa cum spuneam, într-o cheie 80-20, rostul meu aici peste 80% este să ascult, să observ cum decurge procesul ca să învăț și eu, pentru că este un proces fără precedent, atât din punctul de vedere al conversației noastre, cât și din punctul de vedere al contextului. Asta e unul. Celelalte trei sunt următoarele. O sugestie respectoasă. Luăm microfonul fiecare atât cât avem nevoie pentru a comunica lucruri și, de asemenea, sugestia mea este să observăm când e posibil să apară efectul de ping-pong, ba nu, ba da, ba da, ba nu, ba nu, ba da, pe care sugerez să-l evităm și să-l oprim. Nu aici rezolvăm toate lucrurile când suntem 200-300 de oameni în conversație. Al doilea comentariu de proces este următorul. Cu siguranță că la atâți oameni vom genera mai multe soluții, așa încât sugestia mea este să îmbogățim paleta de pilotări sau de soluții, nu să rămânem blocați astfel încât toți 200 să facem una singură. Nu funcționează așa și nu merge. Fiecare dintre noi luăm și facem ce apreciem noi că e mai eficient, mai bine în contextele în care lucrăm cu copiii noștri. Și al treilea și ultimul, asta am răspuns așa unei invitații pe care am lansat-o ieri în echipa Aspire și am zis, zic, dacă pentru mai mulți dă mor de merier, de ce nu? Am un obiectiv specific și o sugestie specifică, chiar o recomandare, dacă îmi permiteți, și anume ca începând de acum, în următoarele 2-3 zile, să producem fișe de feedback pe care să le administrăm copiilor ca să primim, să măsurăm procesul. Cum a fost, le-a plăcut, nu le-a plăcut, ce i-a durut, ce nu i-a durut, unde au învățat mai bine, unde nu, pentru că e o vorbă care spune că societățile măsoară ceea ce le pasă. Și atunci am constatat că peste 99% din ceea ce am făcut până acum sau din ceea ce ați făcut până acum este focalizat pe felul în care folosiți platforme, cum predați, cum lucrați și așa mai departe, dar e obligatoriu într-un proces din ăsta așa bine condus profesional, ca imediat făcând lucruri să și atașăm, să și asociem metrici, ce măsurăm, cum măsurăm. Iar împreună cu Carmina și cu echipa Aspire am sugerat să producem, de pildă, echipa Aspire o fișă de feedback, mai produceți și voi altele, întrebându-i pe copii ce credeți voi că este cel mai relevant ca să extrageți de acolo informația de proces mai degrabă din ceea ce a însemnat începutul acestui exercițiu. Iar sugestia mea a fost ca fișa să o dăm copiilor la o săptămână după, deci miercurea viitoare, ca să aveți câteva zile de interacțiune cu ei. Vă mulțumesc și de acum încolo 99,9 ascult. Mulțumesc, Carmina! Mulțumim, Marian! Cred că toate intervențiile și ideile sunt pertinente. În privința finalului afișei de feedback, deja o parte dintre colegi mi-au trimis mai multe materiale, întrebări, item care ar putea fi incluși. O să dau un link până la final în care fiecare dintre dumneavoastră puteți contribui și evident că toți vor avea link-ul. Eu m-am gândit că cel mai bine ar fi să creăm un Google Form, pentru că atunci e ușor și să distribuim și copiii să răspundă și la fel și să interpretăm. Ok, haideți să începem cu ce ne-am propus pentru astăzi. Suntem 145 de oameni acum. La fel, rugăminte, dacă puteți să vă închideți sonul, pentru că altfel se mai aud zgomote de fundal. Cei care nu l-au închis până acum, eu pot să mai dau automat mut, dar n-aș da la toată lumea ca să nu ne tot jucăm, ci din când în când la cine văd că din direcția respectivă se aud zgomote. Bun. Să spun ce ne-am propus noi să facem astăzi. Ne-am propus, în primul rând, să povestim despre ce am făcut și cum am făcut până acum. Vă spun că și partea de chat se înregistrează, va fi un document separat cu înregistrarea a ceea ce scrieți pe chat. Așa că vă rog pe cei care doriți să scrieți dacă ați făcut ceva concret, adică întâlniri online cu elevii, la asta mă refer, în perioada aceasta de miercuri până astăzi, sau dacă aveți de gând să faceți, eu voi face la final o
triere, așa, să nu avem toate mulțumirile și alte discuții colaterale. Și le voi adăuga într-un document pe care deja l-am creat și a care deja lucrăm și îl populăm cu link-uri și informații utile. Eu mi-am propus să vorbim astăzi despre Zoom, adică această platformă pe care acum ne aflăm cu toții, despre cum poate ea fi folosită și despre ce trebuie să facem concret ca pași pentru a o utiliza și pentru a ne vedea cu elevii online. Deci o prezentare Zoom. Până în 100. Apoi. Apoi, stați așa să văd eu cine mai se mai aude pe aici, să mai închidem dacă e cazul. Nu mai văd eu exact. Dacă îmi identificați, spuneți în persoană că atunci îmi va fi mai ușor să mai oprim din sonor. Apoi, Anda Laura Silea, colegă de la Victoria, județul Brașov, ne va vorbi despre platformele Meet și Easy Class. Ana Ungureanu, de la Valea Lupului, din județul Iași, ne va vorbi despre anothersmartquestion.ro, postă altă întrebare. Și Ana Maria Tudorache despre Open Board și Google Classroom. Evident că suntem deschiși și la orice alte intervenții punctuale ale dumneavoastră și am prevăzut și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe cât va fi posibil aici, live, dar ca să nu ne întindem foarte mult, pot fi și puse pe chat, răspundem cât putem acum și dacă nu, o să răspundem și eventual într-un document pe care la fel să-l partajăm. Dacă sunteți ok cu varianta asta, așa ar fi un ok, așa am făcut eu ieri cu copiii, așa și așa ar fi drept și nu prea invers, da? E destul de vizual așa și ne mai și mișcăm puțin și apare și altfel de interacțiune, să zicem. Suntem mulți oameni, eu am făcut așa cumva o centralizare a județelor înscrise, aseară până pe la 1-2 noaptea, până când eu am mai lucrat pe documentul de înscriere, erau din mai mult de 20 de județe colegi, din Republica Moldova și din alte țări europene sau nu neapărat. Așa că am convingerea că experiența tuturor și bunele practici vor fi ușor de preluat, de împărtășit aici. Bun, încep cu câteva informații despre platforma Zoom. Spun acum pentru toată lumea, dar și mai ales pentru colegii care vor și prezenta, dacă vă duceți cu cursorul partea de jos a ecranului, o să vedeți că vi se activează imediat o linie așa pe care avem câteva iconițe, inclusiv iconița Share cu verde, pe care dacă eu o activez, pot să dau Share ecranului. Adică dumneavoastră toți veți putea vedea ce am eu pe ecran. Asta în special pentru colegii care vor face și prezentare, dacă n-au mai lucrat până acum pe Zoom. Dar și pentru că e important și pentru dumneavoastră să știți că puteți face asta când veți intra cu copiii sau cu părinți. Vă spun cum am procedat eu și apoi să vedem și alte idei. Pentru că de 3 ani lucrez pe platforma aceasta, adică ne întâlnim la webinarii organizate de diverse persoane. Cineva văd că încearcă să partajeze. Uiteți, vă rog, ca să nu exersăm acum toți. Deci din 2016 organizăm cu Aspire Teachers sau nu neapărat cu diverse alte organizații, instituții, colegi care vor să ne împărtășească din ceea ce fac. Utilizăm Zoom-ul. Din prima clipă m-am gândit că voi folosi și cu elevii Zoom. Da, mai vedem un ecran. Mulțumim. Revenim la formația de bază. Să închideți, vă rog, share-ul, da? Oana. Așa. Am spus copiilor de marți că ne vom vedea cu siguranță vineri și le-am dat ceva de lucru de marți pe vineri, niște fișe pe care le-au primit în format imprimat, pe care să le lucreze și să le putem verifica ieri. Vorbesc de o clasă a patra,
de la liceu Andrei Mureșanu Brașov, liceu pedagogic din Brașov, asta fiind pe scurt experiența mea. Am comunicat cu părinții și cu copiii, evident că au și ei un grup de WhatsApp, deși vârsta în mod legal nu le-ar permite, dar acum mi-a fost util că am trimis link-ul pentru conectare, așa cum ați trimis și voi pe mail. Prima ședință am făcut-o și cu părinții și cu elevii, ca să ne asigurăm că se pot conecta și lucrurile merg bine, iar de luni vom face, începând de la ora 10, până la 12, cu o pauză, exact de pauza mare la școală, de la 11 fără 10 până la 11 și 10, o pauză pe platformă. Aș pune iarăși așa un mare semn de exclamare, în ideea în care eu sunt mare fan tot ce înseamnă tehnologie și am încercat în permanență să fiu așa conectată de când a apărut tehnologia în viața noastră. Pe de altă parte, sunt foarte conștientă că tehnologia ne ajută foarte mult, dar poate să ne și încurce. Și iar pentru copii nu este neapărat de dorit să stea foarte mult cu nasul în tot felul de ecrane, indiferent care ar fi acestea. De aceea vă rog pe toți, cred că e utilă informația asta pentru sfatul acesta pentru toată lumea, să încercați să vă sintetizați tot ce considerați voi că e important să faceți cu copiii online, astfel încât să nu stăm acum zeci de ore, pentru că cu siguranță ei vor mai sta și în afară de ce facem noi ca lecții online, pe telefoane sau pe alte cele, pe diverse jocuri și aplicații, mai ales că acum am atât de mult timp. Și asta a fost și prima rugăminte a mea către părinți, să monitorizeze și să aibă grijă ce fac copiii, astfel încât să nu stea foarte, foarte mult cu nasul în telefoane. Evident că este ideal, apropo de Zoom sau de orice altă platformă folosim, să aibă în fața lor un ecran mai mare, astfel încât să nu se uite foarte mult după scris sau după altceva și să-și forțeze foarte tare ochii. Bun. Revenim. O să vă pun acum pe scurt câteva link-uri pe care eu le-am considerat utile. Deja lucrăm cu mai mulți colegi la un document în care să centralizăm cât mai multe link-uri și informații care să ne fie utile tuturor. Așadar, pun pe chat acum link-ul pentru platforma Zoom. Nu, un pic am pus cuiva privat care mă întrebase ceva. Este link-ul simplu, da? Pentru această platformă, pe care puteți să încercați, dacă vreți acum în paralel fiecare cum consideră, dacă nu acasă după, să intrați și ca la orice platformă pe care vreți să o folosiți, să vă creați un cont. După ce vă creați contul, ce facilități are platforma? Există contul free, adică fără niciun fel de plată. Asta înseamnă că dumneavoastră puteți să faceți, să organizați sesiuni de maximum 40 de minute cu elevii, dar nu aveți un număr nelimitat, nu aveți un număr limitat de intrări. Adică dacă vreți să faceți 5 sesiuni, să organizați 5 sesiuni de câte 40 de minute, aveți toată libertatea. Deci singura restricție practic este că după 40 de minute vă va scoate automat. Dar puteți să intrați cu maximum 100 de persoane, adică 100 de stații, le-aș zice eu, da? Indiferent că sunt telefoane sau că sunt laptopuri, computere, dacă intră și mama și tata și copilul, e practic o singură persoană, sau mă rog, o singură stație numărată. De la domnul Constantin Lomaca și de la Măriuca Morariu, sunt colegi care sunt stabiliți în străinătate, profesor sau Măriuca, în cazul Măriuca e colegă care se implică foarte mult pe partea de ONG-uri și ne coordonează pe noi acum de o vreme în Aspire. Am primit informația inclusiv că Zoom, platforma Zoom, dorește să dea acces nelimitat școlilor, deci într-un mediu oficial. Și o să vă pun și acel link
să vedeți cum vă puteți, ce puteți face, dar asta e clar că trebuie să facă școala să fie o adresă oficială a școlii, nu o adresă de, nu o adresă de Yahoo sau Gmail. Bun, până atunci, următorul link pe care vi-l adresez, eram pus tască privat, că îmi scrie câte cineva privat, acum pun și pe everyone. Cineva, cred că ai apartajat ecranul? Da. Așa, acest link este pentru un tutorial în limba română, primul pe care îl văd foarte complex, făcut de colegi de la Palatul Copiilor, am înțeles din postarea de pe YouTube, Palatul Copiilor de la Cluj. Practic, urmărind link-ul acesta, eventual să vi le mai copiați link-urile, să vi le puneți într-un Word, dar oricum vom trimite și o structură organizată la final, după aceea pe mail, când vă trimitem și înregistrarea. Deci, mergând pe link-ul acesta, care este și în limba română, e mai ușor să puteți face conectarea și tot ce înseamnă programarea unui webinar cu copiii, din cele de 40 de minute. Înainte de a primi, și asta a fost acum cam cu vreo oră, înainte de a ne vedea noi, înainte de a primi acest link, eu găsisem câteva tutoriale în engleză, dar nu e cazul să ne speriem cei care, de exemplu, nu știm așa de bine engleză, nu e nicio problemă, pentru că veți vedea, dacă vreți să vă uitați și pe cele în engleză, sunt foarte, foarte clare, vizuale și le puteți urmări ușor. Bun. Nu aș vrea să detaliez acum foarte, foarte tare, pentru că, fiind o primă întâlnire a noastră, acesta e un tutorial în engleză, chiar oficial al celor de la Zoom, pe canalul lor de YouTube. Nu aș vrea să detaliez acum foarte tare, pentru că, fiind o primă întâlnire, cred că mai bine, după ce încheiem și dumneavoastră, azi, mâine, când doriți, treceți prin tutorialele acestea, faceți ce aveți de făcut, ce vreți să faceți, experimentați și, eventual, să ne mai întâlnim după sau să transmiteți întrebări punctuale. Bun. Pe scurt, reiau, vă conectați la zoom.us, vă faceți un cont, după care, pentru a organiza a programa o întâlnire, trebuie să intrați pe Host a Meeting și acum o să fac și eu o partajare a ecranului. Vedeți ecranul meu cu un Zoom? Zoomtopia, da, câteva persoane spun că se vede. Pe Host a Meeting, da, și, mă rog, ar trebui să intru eu acum pe My Account întâi, da, acum apar cu contul de Aspire, Host a Meeting sau programarea unei întâlniri, da, Schedule a Meeting. Și aici vă cere un topic, cum se numește, ceea ce eu am pus astăzi, cum ne întâlnim cu elevii pe platformă, descriere care este opțională, dacă doriți, când să faceți și vă alegeți de pe calendar data când vreți să faceți, ora când vreți să faceți și vedeți că aici este PM sau AM, depinde cum este setată, cum e setat contul dumneavoastră, cât ați vrea să dureze, time zone, e clar că ne dă automat partea de București, da? Registrare dacă doriți să bifați. Aici nu e caz să intrați la Meeting ID, Meeting Password, la fel, nu neapărat. La video aici, dumneavoastră alegeți dacă vreți să fiți on sau dacă vreți să fiți off. La fel și participanții să fie on sau off. Eu le-am pus întotdeauna pe on, că altfel e când te vezi. Cum se poate auzi, gen telefon sau computer, la fel e presetat ambele și cred că e mai bine să rămână așa. Apoi, iarăși câteva opțiuni pentru întâlnire. Dacă doriți să fie toată lumea pe mut la intrare, dacă doriți alte cele, vedeți aici avem tot felul de date, sunt mai puțin importante acum pentru că voi puteți face asta oricum și după ce vă conectați. Salvați și după ce ați salvat,
în meetings aveți toate întâlnirile pe care vi le-ați programat. Când vreți să deschideți, da? Deci înainte de 12, cum am început noi astăzi, la 12 fără un sfert. M-am conectat, am intrat, am dat un click pe meetings și aici am dat start. Acum apare join pentru că noi suntem în cursul acestei întâlniri, da? Deci asta a fost tot. Meetings, start și am dat start întâlnirii și deja împreună cu Adriana și cu Maria noi am fost primii care am intrat și imediat ne-am văzut și ne-am auzit. Am făcut câteva probe, am așteptat până la 12, după care am intrat și am făcut ceea ce vedeți că facem acum. Dar acum, evident că la final de tot dați sign out sau dacă e computerul noastră și vreți să rămâneți conectat în permanență, vă ține minte oricum ca la orice platformă, vă ține minte datele. Dau stop share acum și mă opresc aici. Nu știu dacă a fost foarte clar. Știți cum e, că întotdeauna când tu știi despre un subiect, ți se pare că toată lumea știe sau poate nu ești foarte coerent sau foarte clar. Da, Corina, deblochează microfonul și hai să luăm câteva întrebări pentru partea aceasta. 5 minute așa, după care trecem la etapa următoare. Da, Corina. Întrebarea mea este următoarea. Da. Eu stabilesc o întâlnire. Da. Tot, organizatoră, tot. Bun. Cum îi invit pe copii? E, corect, ei trebuie normal să aibă cont sau doar link-ul pe care îl trimit? O să vă arăt acum, tot așa, o să partajez ecranul să vedeți cum am făcut eu cu copiii și cu părinții. Ție îți generează automat, când o să închei și o să dai save acolo, da, după ce ai făcut programarea întâlnirii, sunt absolut pertinente întrebările. Când ai dat save și ai terminat cu programarea întâlnirii, ți apare un pe mijloc, un document, așa, în care îți scrie toate detaliile pentru această viitoare întâlnire pe care tu ai programat-o. Practic, esențialul din toate rândurile de acolo, că sunt vreo 10, să zicem, esențialul este doar link-ul de conectare. Tu hotărăști apoi cum transmiți acel link, că îl transmiți pe Facebook, că îl transmiți pe WhatsApp, că îl transmiți pe ce vrei tu, pe mail, așa cum v-am trimis eu vouă, sau pe Messenger, pe Facebook, unora dintre voi, că mi le-ați cerut direct. Indiferent cum, important este să ajungă link-ul la oameni. Și o să mai partajez acum încă o dată. Până i-am învățat cum să-și activeze microfoanele, ca și la Zoom. Putem închide noi microfoanele copiilor, da? Doar ei le pot deschide, da? Nu putem să jonglăm noi cu închisul deschisul. Nu le putem închide camera. Eu îi anunț pe copii că dacă nu se simt confortabil, nu vor să-i vedem, pur și simplu. Să închidă camera, rămânând să audă ceea ce noi transmitem. Mie îmi place că pot să stau mult, deci la 40 de minute nu mă dă afară pe românește. Da, și da. Mă gândesc la situația în care nici eu n-am chef să dau niște euro pe un program și mai mult ca sigur, poate nici ei nu au chef să dea și poate vor folosi acest programel liniștiți în continuare și ar putea să-l folosească chiar în discuțiile dintre ei. Am încurajat să lucreze, să-și pună întrebări, să se întâlnească. Spunea cineva de Discord la începutul întâlnirii. Eu. Așa, elevii mei de clasa 11 mi-au spus că ar trebui să-l folosim pe acela. Ei sunt obișnuiți de la jocuri. Da. Așa că o să-l încerc și eu, să vedem ce este. Momentan, mie îmi place foarte mult Meet-ul, mai are niște mici probleme pe care cred că nu le-am dibuit eu, ca să spun așa, pe românește. Dar pentru când ne trebuie parte colaborativă, merge foarte bine. Eu folosesc pe Open Board-ul. Și acolo e ușor de lucrat. Știu că colega mea, Ana Todorache, folosește PowerPoint-ul, efectiv un slide alb, vă va povesti ea poate mai multe în ceea ce urmează imediat, după ce vine rândul. Deci putem să folosim orice whiteboard pe care să scriem, să le punem fișele de lucru, să le lucrăm. Am ales versiunea în care eu le propun exercițiu și ei îmi zic efectiv ce să scriu, având și o tabletă grafică mi-e mai ușor.
Caut o aplicație colaborativă, cum ar fi, nu știu, poate un Flinga sau ceva de genul, dar ei nu pot lucra extraordinar de bine de pe telefoane și evit, încerc să evit pe cât posibil, eventual să-i învăț pe ei să-mi dea share la ecran și să-mi arate ce au lucrat, dar e mai greu pentru că nu au tehnologia de care dispun eu acasă și atunci la scrisul de mână ale copiilor de cu mouse-ul știm că ar fi probleme. Le-am testat, vă spun, zilele astea am mers la, foarte bine la o clasă de 8-a, cu ei am stat cam 2 ore în transmisiune directă, nu mi-am dat seama când a trecut timpul. L-am testat cu o clasă de a 12-a profil tehnic. Alo, da? Da? Și vă spun că l-am mai testat cu o clasă de a 11-a real, care mi-a spus că Discord-ul e mai fain. Mai văd și eu de la copii. Se poate și înregistra webinarul respectiv. Am descoperit că are această posibilitate de a înregistra acel webinar. Am folosit până acum Lumu ca să-mi înregistrez, dar Lumu m-a dezamăgit un pic pentru că nu se aude foarte bine răspunsul copilor. Doream să transmit înregistrarea așa cum facem și noi astăzi, dar data viitoare o să încerc exact cu butonul pe care l-au ei pus acolo în aplicație. Da, scuze, aș vrea să te întrerup numai puțin. Salutare tuturor, Măriuca Mălariu, să mă las pe Engels. Și urmăresc cu atenție și vreau să-mi notez, pentru că la final aș vrea să vin cu un articol cât mai cuprinzător cu pași și ce ar trebui să facă fiecare pe secțiuni. Asta e intenția noastră și să-l împărtășim și cu ceilalți. Aș avea câteva comentarii legate. Deci noi acum suntem la topic cu cum comunicăm online cu elevii și ce platformă de meeting, deci de întâlniri online, care nu au chiar funcția de webinar. Inclusiv acum noi suntem într-un meeting, nu într-un webinar. Acela e un add-on un pic mai simplu. Da. E important de precizat aici, pentru că am observat că ai menționat Meet, care e de fapt un fel de Skype. Deci o platformă de video și de chat, numai că ea este versiunea premium de la Google. Deci dacă Skype e de la Microsoft, asta este de la Google și pentru asta ai nevoie de un cont, așa cum îl aveai tu, Anda, pe cel de @educred. Nu. Deci, Măriuca, am intrat cu cont de Yahoo. Ai intrat cu cont de Yahoo, dar nu poți să creezi un meeting cu cont de Yahoo. Deci, ba da! Putem să încercăm, pentru că tocmai am verificat lucrul ăsta, deci asta e versiunea premium. Și am intrat pe cont de Gmail, deci pe cont personal de Gmail. Nu poți să creezi o întâlnire de Meet cu cont personal de Gmail. Uite, poți să verifici între timp, pentru că și noi avem același cont, @aspireteachers.ro, deci avem versiunea premium de la Google, care vine cu tot pachetul și atunci putem crea o astfel de întâlnire în care trimitem doar un link și oamenii n-au nevoie de niciun cont să se conecteze. Pur și simplu intră pe acel link. Condițiile sunt să aibă Chrome, Google Chrome, ca browser pe laptop, sau dacă intră de pe telefon, să-și instaleze aplicația Google Meet. Da? Și la fel, în cazul Zoom, acum am citit chiar de ieri sau de alaltă ieri pe blogul lor că în țările în care țările foarte afectate de coronavirus, ei au eliminat acea limită de 40 de minute și acum am văzut pe cea că mai mulți confirmă lucrul ăsta. Deci, practic, poți să stai și mai mult de 40 de minute cu un cont gratuit pe Zoom. Și pentru ca oamenii să intre pe Zoom, deci în momentul în care trimiți acel link, ai creat o întâlnire urmărind pașii pe care i-a explicat Carmina înainte, ai trimis acel link pe WhatsApp, pe orice platformă, momentul în care deschizi acel link, se lansează aplicația pe care trebuie să o instalezi pe laptop, așa cum ați intrat și voi acum. Deci a trebuit să dați acolo open, după care s-a instalat acea aplicație și ați dat opțiunea Join with Audio. Și apărea în engleză lucrul ăsta. Și atunci toată lumea poate să intre pe aceeași platformă. Dar voiam să precizez lucrul ăsta pentru că, deci Google nu e gratuit. Varianta în care poți crea un link pe care să-l trimiți oricui fără să dea sign-in. Varianta aceea standard de care spuneai tu, Anda, da, e Google Hangouts, în care ai un cont de Google și ca să creezi o întâlnire și toți ceilalți trebuie să aibă un cont de Google. Și atunci poți să creezi o întâlnire, dar numai până la 25 de participanți. Ce putem face noi de la Aspire este, în cazul în care, nu știu, nu vă descurcați cu Zoom, nu funcționează, putem să creăm conturi de Gmail @aspireteachers.ro pentru acei dintre voi care poate nu sunt în programul CRED.
și putem să vă punem la dispoziție, dacă îmi scrieți și mie un mesaj privat, pot să vă creez aceste conturi ca să puteți să creați întâlniri pe Meet, okay, care sunt nelimitate. Deci puteți crea pur și simplu un link în care să invitați participanții și bun, acela și funcționează. Și doamna Morariu, vă rog puțin. Da. M-am confuzat. Așa. Cu elevii. Da. Dacă eu le trimit linkul de pe Zoom, de pe Meet, de așa, ei vor accesa întâlnirea? Absolut. Ah, bun. Da. Deci nu au nevoie de cont ca să se da sign in, nu au nevoie de niciun bun. Cont special. Bun. Că am auzit, spuneați că nu vor putea, că trebuie să-și facă și nu n-am mai înțeles. Nu era pentru noi, era pentru noi, eu pentru ei. Ah, ok. Deci noi oricum va trebui să ne facem un cont. Toți cei care administrează aceste platforme și care creează link-ul, dumneavoastră, doamna Corina, trebuie să creați un link. Pentru asta aveți nevoie de un cont. Ei n-au nevoie de cont. Mariuca, intervin. Ar fi bine ca informaticienii școlilor să facă acele conturi nu de G Suite pentru școli, de la... Noi am făcut luni, deci noi la Colegiul Tehnic din Victoria, chiar, nu știu, m-am gândit, zic, gata, facem pentru toți profesorii, le-am creat, a durat foarte puțin, chiar echipa de la Tehnic, de la EduApps a fost extraordinară, așteptăm acum să vedem ce se întâmplă cu elevii, aici n-am lămurit-o. Uh-huh. Noi avem toți profesorii, am distribuit acele, da uite, a scris cineva, Ana, clasaviitorului.ro, ne permite lucrul ăsta. Profesorii au primit conturile, acum verificam că de fapt eram pe contul de la CTAB când am făcut, deci nu era cel de la CRED. E ușor de făcut, important e ca directorul să pună informaticianul, care mă gândesc oricum lucrează acasă, acum și are timp liber, să creeze urgent conturile. E ușor. Deci nu... Întrebarea ar fi dacă ar putea cineva să întrebe pe cei de la EduApps cam când fac legătura cu elevi. Vreodată. Deci aici eu m-am blocat. Eu am contul, știu că pot face Meet cu el, clar am putut să fac, dar n-am reușit să-mi creez clasa de Google, dar mai, nu știu, mai butonez. Recunosc că m-am centralizat aici. Dar asta e o altă problemă. Pot să adaug aici ceva eu. Dacă se face conexiunea cu SIR-ul, se spune că se vor realiza automat conturi și pentru elevi. Da, nu știu că acel cont al școlii făcut pe G Suite trebuie apoi conectat pe ADMA. Și e o chestie ușor mai complicată. Eu mă chinui de două zile să primesc acele conturi și încă lucrează. Da, și nu noi la fel. Și noi la fel. 72 de ore care au trecut. Exact. Da. Nu știu care va fi pasul următor. Abia după ce primesc conturile pot să vă spun exact ce fel arată ele. În principiu, fiecare elev va primi un cont și un cod cu care se poate apoi conecta și beneficiază și de Office 365 în cazul în care le are. Dar aștept încă acele conturi și vă povestesc după aceea. Mulțumim, Anda, mulțumim, Măriuca, mulțumim, Adina. Evident că toți ăștia care intrăm pe diverse și facem tot felul, putem deja să intrăm și în detalii tehnice. Cred că aici e bine pentru oameni și pentru toată lumea, dar știu sigur că Măriuca scrie niște articole foarte scurte și la obiect și concrete, să avem link-urile și soluțiile cele mai la îndemână acum. Eu da. Sunt convinsă că și inspectoratele și ministerul deja au oricum mai multe postări în sensul acesta, dar cred că până se va organiza ceva la nivel de sistem, ceea ce s-ar putea să mai dureze, că vedeți că apar diverse mici, să zicem, disfuncționalități, putem cumva să ținem noi legătura cu elevii și tocmai de asta am și zis să facem noi ce putem cât de repede putem, că până la urmă tot noi va trebui să facem într-un fel sau altul ce se hotărăște. Și atunci, cred că până uniformizăm așa la nivel județean sau național sau unitate de învățământ, dacă noi ținem legătura cu copiii, ne va fi tot nouă mai ușor mai încolo. Dacă mai ai de adăugat, Anda, da, pentru că m-am lovit de G-Class și așteptăm toți să ne facă legătura cu SIR-ul. Am scos de la arhivă, dar am scuturat bine de praf, o platformă pe care eu am folosit-o pentru lucrarea de grad. Cine știa că se va ajunge la așa ceva?
în 2014. Mai mult ca sigur am văzut din nou reclamele pentru ea. Este vorba de Easy Class. Da, cred că o vedeți. easyclass.com. Nu știu, poate unii dintre voi deja o folosiți. Este o clasă virtuală în care vă puteți înregistra ca instructor, deci vă faceți contul de aici, vă cere nume, prenume, adrese, înregistrare. Eu nu o să o fac, am deja cont. După aceea urmează logarea. Dacă nu mă las, înseamnă că e cealaltă parolă. Bineînțeles că e cealaltă parolă. Niciodată nu le știu. Așa. Intrăm în clasă. La mine se vede eu deja în clasele formate. Ce putem noi să facem este să creăm cursuri. Da? Deci clic de la curs. Aici sunt toate cursurile pe care le-am folosit până acum. Adaugă un curs cu nume, secțiune dacă dorim sau modificări. Putem să ne facem moderator, putem să ne facem membru. Nivelul educațional, deci puteți să setați câte unul pentru fiecare clasă. Eu să fac acum o clasă la nimereală. Și avem clasa. Codul de acces pe care îl vedeți aici pe verde trebuie să-l trimiteți copilor. Ei trebuie să facă același lucru, să-și creeze un cont și să intre cu acest cod de acces pe clasa pe care o au. Cam cum arată o clasă? Clasa poate să aibă foarte multe lucruri, de la aplicații, teste pe care le dăm, deci putem face multe. Eu, de exemplu, le-am pus parte de teorie, unor copii au putut să vadă, aici sunt temele lor, da? Pot pune teme, deci pot crea postări cu teme, pot da teste, tot așa, să le creăm noi un test online, dându-le fie un fișier, fie să-l facem ca un Zoom, aici rămâne să vă jucați voi cu el. Putem să ne facem și un catalog dacă dorim, cu note. Deci e o aplicație pe care o putem folosi și mai târziu. Vedem membrii pe care avem în funcție de cursuri. Toți elevii noștri sunt adunați aici. Biblioteca clasei, unde putem să le punem tot ceea ce considerăm noi necesar. Mie acest Easy Class place pentru că din nou a fost ușor de folosit. L-am folosit cu tot felul de clase și țin să vă spun că a mers foarte, foarte bine. Chiar am putut să fac ceea ce face Google Classroom-ul înainte de a ști de Google Classroom. E o alternativă la Google Classroom până se pun la punct lucrurile cu această nu știu cum să-i spun, platformă, aplicație. Vă indic Easy Class-ul, vă spun că este foarte ușor de folosit și pentru a le da teme, pentru a verifica dacă ei ne dau feedback prin teme, este facil. Chiar și teste, putem să hotărâm cu ei o zi și să pornim testul, îl putem programa. Știu că la un moment dat am făcut un lucru de genul ăsta, am programat testul începând cu ora D până la ora D. În momentul în care au ajuns la termenul respectiv la test, s-a închis platforma și ziceau, dar noi nu mai putem să postăm. Păi îmi pare rău, s-a terminat ora. Deci ne poate ajuta ca instrument în general, nu numai acum în situație de criză. Așa că din partea mea astea au fost mitul și dacă avem conturile, bineînțeles, de cred sau conturi dedicate și Easy Class-ul ca alternativă pentru Google Class. Da, de pe Easy Class se poate intra și de pe mobil. Am o întrebare pentru Easy Class. Da. Elevii postează temele în ce format? JPEG, am primit Word, PDF, deci pur și simplu în carte. Deci în carte. Da. Am și o întrebare. Doar trebuie să le spuneți să-și facă cont și să le dați acea cheiță de acces pentru clasa în care ați repartizat. Mulțumesc. Am și o întrebare.
Am făcut, am găsit și eu Easy Class, am făcut cont. Mă auziți? Da. În schimb, nu mă lasă să, în momentul în care vreau să trimit temă la elevi, trebuie să setezi data limită. Da, și deci apare... au nevoie, da, au nevoie de un timp limită pentru a distribui temele. Dar da, puteți în 2046 și nu va mai fi nicio problemă. Nu-i problemă. În schimb, nu mi-apare niciodată. Adică nu mă lasă să selectez, apare eroare acolo de fiecare dată când vreau să trimit. Pe teme? Problema site. O secundă. Stați că exact acum încerc să văd la mine. Deci am găsit cheița, le-am dat-o copiilor, au intrat, dar când să trimit temă, când să selectez data, nu apare niciodată, indiferent ce aleg. O secundă să partajez ecranul meu și să vedem cum putem face, da? Deci ne ducem la teme, da? Adăugăm, da? Punem așa, am completat limita. De rezolvat, da? Trimitem tema. Număr de puncte, data limită, trebuie să dați click, trebuie să vă apară acest calendar, punem până da, 3. Da, da. Nu apare în prima căsuță, apare nan, eroare, mereu. Încercați să folosiți, eu sunt acum pe Chrome, încercați să folosiți alt... browser. Alt browser. Da. Da. Mulțumesc mult. Pornim din 31 și ne ducem până în, nu știu, 25, ora 5, vedeți? Deci puteți să puneți ora. Da, da. Da, am văzut, da, v-am zis, nu, nu deci reușeam să selectez. De pe un alt browser, da, dăm salvați modificări și ar trebui să vă apară tema, dăm click pe ea și să vedem ce copii au pus tema respectivă. E clar de la browser. E mai mult ca sigur de la browser sau, nu știu, fiind pe Chrome, ați văzut, a mers. Deci e ceva... Chrome și eu, da. O să încerc de pe altceva. Încercați, merge și pe Edge. Bine, eu nu recomand Explorer-ul, că știm toți cum e cu Explorer-ul. Nu sunt fanul Explorer-ului. Bun, cam astea ar fi lucrurile astea. Văd că Mariuca deja a sintetizat comunicarea instant cu video chat, Zoom, Meet, Hangouts și cred că mai sunt. O să încerc Discord-ul, promit că încerc Discord-ul. Google Classroom-ul și Easy Class-ul și sigur mai găsim și altele, așa că mulțumesc, Carmina. Eu îi las pe ceilalți să mai văd. Mulțumim, Amanda. O să fac un fel de scurtă recapitulare, trecere în revistă a ce a fost până acum. Sper să reușesc cu înregistrarea asta. Văd că din când în când se mai oprește. Poate că e prea mult, eu îi mai dau drumul. O să vedem ce o să iasă în sfârșit. Dar o să avem Mariuca, știu că sintetizează foarte bine. Așadar, de când am început, am avut o scurtă trecere în revistă a ceea ce face și ce poate Zoom, adică platforma pe care suntem acum. Iar Anda Laura Silea ne-a povestit despre Meet Classroom, da, și despre Easy Class. Ne-am propus ca în continuare să o ascultăm pe Ana Ungureanu, inițiator, fondator și developer, i-aș zice, pentru altaîntrebare.ro, care în prezent are denumirea Another Smart Question.ro, adică asq.ro. O să vă pun imediat și linkul și Ana ne povestește ce și-a propus să ne povestească. Avem și o fetiță aici foarte dansatoare, Redmi 7 mi apare mie aici. Cred că îi mai dau un mute, că altfel ne mai disturbă sonorul. Și mai vorbește cineva, dar vă rog încă o dată, pentru că au intrat colegi mai de curând, vă rog încă o dată să opriți sonorul, cine a mai intrat acum și are sonorul pornit, opriți microfonul, da? Mulțumim! Ana, te rugăm! Da, bună ziua! Eu vreau să vă prezint o platformă gratuită ASQ pe care am dezvoltat-o eu împreună cu soțul meu. Eu am să dau share la screen ca să vă arăt exact, stați că nu știu cum să dau
Vedem, Ana. Deja? Da? Okay. Da, 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 vedem exact ecranul tău cu platforma deschisă, da. Ok. Deci, platforma se cheamă AsiCo. Aceasta este site-ul de prezentare. Nu mai puțin, Carmina, te rog, închide-o pe Mihaela. Nu știu cine este, cum ai zis, Mihaela? Mihaela și mai cum? Gata, Carmina, a închis. Bun, mulțumesc. Ok. Ana, scuze. Deci, site-ul se cheamă asq.ro, este o platformă gratuită, specific de la început. Acesta este site-ul de prezentare. Dacă apăs aici, intră direct pe aplicație. O să mă duc, dacă, cum predau eu la școala gimnazială Valea Lupului, însetez clasa la care, școala la care predau și clasele la care predau. Putem să le facem conturi copiilor noi sau pot să se logheze ei. Aici am să vă arăt un pic întâi cum este organizat conținutul. Aici la evaluare națională, de exemplu, am lecțiile acestea și la dacă apăs aici la geometrie în plan, am acele erau capitolele și acestea sunt lecțiile. La prima lecție, materialele sunt organizate așa. Prima dată avem videouri care pot fi urcate de către profesori, de pe YouTube, dacă găsiți deja conținutul pe care trebuie să-l predați. După aceea este partea de exercițiu și după aceea este partea de teste. Am să vă arăt un pic. Deci la videouri, acesta chiar este făcut de mine. În felul acesta am explicat eu noțiunea, pot să scriu aici. L-am urcat pe YouTube video și apoi l-am pus pe platformă. Și după aceea avem partea de exercițiu. La partea de exercițiu nu se primește notă de către copil, dar există o bară de progres care spune dacă a făcut corect sau nu. De exemplu, dacă eu am să scriu aici, nu știu, 3 și apăs altă întrebare, îmi spune că răspunsul corect este U și îmi spune care este soluția și explicații. Adică dacă el a răspuns corect, aici profesorul poate să introducă explicații cum se gândește el de ce ar fi greșit copilul. Și dacă apăs mai departe altă întrebare, aici bara de progres nu a crescut. Deci așa este partea de exercițiu în care copilul efectiv exersează noțiunile teoretice pe care le-a ascultat în video. Mai departe este partea de test. La partea de test, copilul primește notă, adică punctajul maxim este 10, aplicația oferă un punct din oficiu, la fel cum facem noi în lucrări, și restul punctajelor se împart în funcție de câte întrebări sunt. De exemplu, la acest test avem 9 întrebări și avem cu răspunsuri tip grilă, se pot și răspunsuri, cum ați văzut mai devreme, în care să introducem efectiv un răspuns. Și dacă răspundem, la sfârșitul testului, elevul va obține o notă. Ce v-am arătat la început sunt materiale pe care noi deja le avem pe platformă, dar fiecare profesor poate să intre și să-și adauge propriile materiale pentru clasa respectivă. Și pot adăuga materiale care pot fi folosite doar de elevii lui sau pot opta pentru opțiunea de a fi disponibile tuturor. Dar ca să fie disponibile tuturor, trebuie să fie creații proprii. Aici, în partea dreaptă, este partea de temă. Deci eu lucrez pe platforma asta de 2 ani și ceva. Acum s-a întâmplat problema asta cu virusul, dar noi am lucrat dinainte și nu a fost gândită platforma ca o soluție provizorie. Platforma este gândită ca o soluție pe care eu am gândit-o să pot să lucrez diferențiat cu fiecare copil în parte. Mi-am dorit foarte mult să pot să ajut și copiii care nu au curaj să vorbească în clasă, nu au curaj să desfășoare în felul acesta. Ideea este că în momentul în care un copil, eu lucrez și în clasă cu ei și lucrez și de acasă. Și aici am să vă arăt întâi cum să dau teme. Pur și simplu apăsați pe testul pe care vreți să-l dați temă. Trebuie să creați o temă nouă, să dați o denumire. Aici selectați data limită până când vreți să fie gata testul. De exemplu, am să selectez într-o oră. Apoi aleg elevii. În contul acesta demo am o singură clasă. Aleg toți elevii sau pot să aleg diferențiat. Adică dacă am să aleg așa,
Da? Elevii vor, doar elevii pe care i-am selectat eu vor rezolva tema aceasta și pentru ceilalți elevi pot să selectez altă temă în funcție de nevoile fiecăruia. Tema a fost trimisă, să vedem cum apare. Deci aici, dacă au făcut un exercițiu, apare 100%, cele două nu le-au rezolvat. Aici apare ochișorul pentru greșeală. În total îmi zice că a rezolvat 75%. La ce îmi place mie foarte mult este faptul că la clase pot să văd activitatea în timp real. Adică dacă dumneavoastră ați intra acum oricare cu un cont, cei care sunteți în un cont demo de elev, în momentul în care a intrat un elev, îmi apare aici un vecușor verde care îmi spune că în momentul acesta copilul lucrează la capitolul 3, lecția 1 și așa mai departe. Că aveam copii din clasa 8 care nu știau că eu pot să văd ceea ce face fiecare și la un moment dat unul lucra, am luat 10, doamna, și când mă uit eu la celălalt 10, era la tabla mulțirii la clasa a doua și am zis felicitări, acum poți treci la clasa a treia. Deci profesorul poate să vadă, ia uitați, de exemplu, aici probabil a intrat cineva cu condemul, este copilul respectiv, da, lucrează la clasa a treia, capitolul 1, lecția 1, testul 2 de 40 de secunde. În momentul în care o să termine, afișează nota și greșelile pe care le-a făcut. Da? Eu așa verific tema la clasă. Când mă duc la clasă, le dau tema pe platformă și când intru în clasă, prima dată mă uit pe telefon să văd sau eventual în pauză. Și când intru, știu exact fiecare ce a lucrat și cum a lucrat. În momentul acesta, eu le dau teme pe încarc videouri la care nu am, făcute de mine, le dau exerciții și teste gradual și ei lucrează. Ce nu înțeleg, lucrăm, am vorbit pe grupurile de WhatsApp. Deci stau ajută ei între ei, eu văd exact întrebările la care au greșit și, bine că aici e nota 1, eu văd exact întrebările la care au greșit și la cele la care ei chiar n-au găsit răspunsuri, lucrăm împreună și le explic. De exemplu, la clasa 8-a făceam probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor și am făcut un video pe un anumit tip de problemă și după aceea am pus 2-3 probleme exact la fel, doar ca ei să aplice și să vadă. Și am văzut cine a înțeles și cine n-a înțeles. Deci asta este de văzut activitatea clasei în timp real. Aici sunt temele pe care le-ați dat. Nu știu, cred că cam asta este. Dacă aveți întrebări, nu-mi dau seama ce... Vreau eu să vă întreb ceva. E posibil? Sigur. Da, spuneți. Doamna Ungureanu, când dau testul, copiii, după ce au terminat și au văzut greșelile, ei pot reveni asupra greșelilor. Da, dar în contul dumneavoastră de profesor, rămân salvate toate notele pe care le-a luat. Adică dacă el prima dată a luat nota 4 și a greșit la întrebările 5, 6 și 7, să zicem, el poate reveni, dar dumneavoastră vedeți și prima notă, și a doua, și a treia, și a 100, dacă a încercat de atât de multe ori. Ok, pentru că ei revin, țin minte varianta corectă și revin și fac cele 100 de puncte, să zicem. Asta e la partea de exercițiu, ce spuneți dumneavoastră. Okay. Ce spuneți dumneavoastră este la partea de exercițiu, unde la fiecare exercițiu în parte le arată și răspunsul corect. Și sunt, bineînțeles, cei care își notează răspunsurile corecte, dar după aceea trebuie să treacă la partea de test. Și eu tot așa le zic, n-ați înțeles, mergeți înapoi la exercițiu. Unde nu înțelegeți acolo, acolo mă întrebați. Asta e partea. Adică la exercițiu e partea de exercițiu în care el trebuie să lucreze ca să înțeleagă. Până când reușește să înțeleagă, am exact, înțeles. Exact. Ok, dacă, okay, mulțumesc. Da. Mulțumesc mult. Am și o întrebare. Dacă le fac copiilor conturi, elevilor mei, cărora le sunt dirigente, nu sunt profesor de matematică, pot accesa lecțiile pe care dumneavoastră la matematică da, le-ați spus? Da. Deci tot ce am eu aici, oricine își face cont, poate accesa tot ce este aici. În plus, fiecare poate să-și adauge, că acum, de când e cu problema asta, credeți-mă că sunt foarte mulți utilizatori. Adică avem 30.000 oameni zilnic care intră și fiecare își creează propriul conținut și avem peste, nu știu, câteva sute de profesori care și-au creat propriul conținut și le trimit elevilor ceea ce au ales ei să lucreze sau ce au nevoie. Am înțeles foarte dar toată lumea poate să folosească ce este aici by default. Da. Ce voiam să vă mai zic un lucru, acum mi-am adus aminte că m-ați întrebat. În momentul în care la clase
Deci copiii se pot loga cu contul lor, să-și facă ei cont cu Facebook sau cu e-mail, sau puteți să le creați dumneavoastră clasă. Adică aici de la conturi, să le creați dumneavoastră conturi, pardon. Eu prefer să le creez eu conturi și să le dau contul și parola, ca să am eu tot timpul evidența a parolelor. Pentru că în momentul în care trebuia să dau o lucrare pentru notă, da, ei spuneau, a, nu mi-am uitat contul și parola acasă. Și am zis că las că rezolvă problema asta, ca să nu mai fie. Și în felul acesta, deci dumneavoastră puteți să le adăugați. Dacă eu vreau să adaug aici un elev, aici cred că îți pe cont demo și nu pot să adaug un elev, dar dacă intru pe contul meu, eu pot să le... Să le creez eu conturile și parolele. Și este după aceea generați un PDF cu contul și parola și fiecare copil se loghează și intră exact în clasa dumneavoastră, nu mai aveți probleme de felul de, nu știu. Deci aici vedeți, eu am contul copiilor, asta este contul meu ca profesor. Și are aici e-mailul pe care îl generează automat platforma după ce ați pus numele și prenumele copilului. Și parola. Și eu la sfârșit generez un PDF, le trimit lor fiecăruia, da? Aici clasa este blocată, de ce? Ca să nu poată intra cineva din exterior. Adică eu mi-am creat conturile și parolele, ăștia sunt elevii din clasa a 5-a de la mine și nu mai vreau să intre altcineva în clasă. Dacă vreau să creez un cont că vine un copil nou, pur și simplu scriu aici Ana, trebuie invers, dar nu ne contează. Ungureanu. Și vedeți, aici imediat s-a generat contul și parola. Dacă apăs creează cont, îmi setează o parolă. Și asta este tot. Dacă vreau să șterg, am să șterg contul acesta. Dacă mai aveți întrebări? Da, Adriana, e cu mâna ridicată. Haide. Bună, Ana. Ce vreau să te întreb? Dacă eu am creat conturile elevilor, pot să le dau și profesorului de limbă engleză, de exemplu, să folosească aceleași conturi sau trebuie să-și creeze o altă clasă? Nu. Profesorul nici măcar nu trebuie să le dai tu conturile și parolele, pentru că în momentul în care ai creat o clasă, la clasa respectivă, dacă toți profesorii dintr-o școală, să zicem că eu am în clasa a 5-a și sunt de matematică și profesoara de română vrea să trimită teme tot aceleiași clase, ea își setează de la contul de profil că predă la școala cu tare, la clasa cu tare și se face imediat automat, adică nu trebuie profesorii să-și facă de fiecare dată aceeași clasă. Am înțeles, mulțumesc. Eu am clasa a doua, la IMEI sunt mititei și vreau să-i dau și doamnei de limba engleză să le trimit testele tot. Am înțeles, da. Alte întrebări, dacă mai sunt pentru Ana? Am văzut pe chat că întreabă cineva cum se încarcă testele. Cred că ar fi interesant de văzut. Da, corect. Da. Mulțumim, Adina. Aici la... Deci, ca să creați testele, trebuie să intrați exact la clasa, capitolul și lecția la care vreți să creați. Sau puteți crea un capitol nou, o lecție nouă, dacă nu se regăsește în formatul actual. Și să zicem aici că la împărțirea cu resta numerelor naturale, eu am creat aici 12 teste, nu am exercițiu. Apăs aici sus, adaugă material. Și aici aleg ce fel de material vreau să adaug. Video, exercițiu sau test. Să zicem că vreau să adaug un test. Am să-i dau o denumire. Numărul de ordine reprezintă ordinea în care vor fi puse testele. Dacă îl pun unul, va fi primul. Dacă îl pun la 100-lea, va fi 100-lea. Dificultatea, cât de ușor, cât de greu este testul. Aici dau o funcționalitate, test vizibil sau invizibil. Testul vizibil reprezintă, eu folosesc butonul acesta în momentul în care vreau să dau o lucrare pentru notă pe platformă. Adică îmi creez testul de seara și a doua zi îl fac invizibil, da, spun aici nu, și a doua zi când ajung la clasă și când intru în clasă zic ok, dăm lucrare, deschideți și abia în momentul ăla eu fac vizibil testul respectiv ca ei să nu poată să-l rezolve dinainte. Aici e disponibil tuturor utilizatorilor, ce spuneam eu, dacă vreți să fie pe platformă oficial sau doar să-l folosiți dumneavoastră. Aici dacă rezolvă pe foaie, doar o noțiune în care un enunț în care le spune dacă trebuie să folosească pixul și foaia pentru a rezolva. Și la matematică eu îl bifez aproape de fiecare dată. Și aici, în momentul în care am dat creează test, aveți aici partea de întrebare și scriem care este rezultatul.
statul și așa mai departe, cum vreau eu, și pun aici, nu știu, 2 plus 3 de probă. Da? Am posibilitatea să încarc și imagini, dacă mai ales pentru clasele mai mici, dar și la geometrie eu folosesc mult. Da? Să încarc imagini. Aici mi-apare care este, cum am scris eu, cum o să apară pe platformă. Și aici trebuie să adaug răspunsul. Da? Adaug răspuns corect. Pot să pun un răspuns exact și să spun 5 sau pot să pun de tip grilă și să zic 1, 7, 3 sau nu știu cât era acolo, 5 cred că era răspunsul corect. Și bifez care este răspunsul corect. Odată ce am bifat care este răspunsul corect, nu trebuie să salvez nimic, salvează automat, dau înapoi și am pus o întrebare de tip grilă, dacă ies din test, să vă arăt cum arată, nici nu știu ce test am creat, așa, ăsta de aici. Da, dacă dau click pe el, așa apare întrebarea pe site. Pentru cei care vor să introducă diferite formule, aveți aici, aici opțiuni de formatare în care este explicat cum trebuie să scrieți. Da? Și expresiile matematice, câte tipuri de răspunsuri sunt, că se pot răspunsurile astea în care să fie prezentă căsuța respectivă și pentru căsuța respectivă, adică aici lipsește are, trebuie să scrieți fix chestia asta de aici și apare input-ul ăsta în care se răspunde. Deci astea sunt opțiunile de răspunsuri. Și aici aveți toate explicațiile în care, de exemplu, la expresii matematice, cum scriu 2 supra 3, e latexul. Da, și cam asta este partea de a crea. Și aici adaug, dacă ies, altă întrebare, alt enunț, alt răspuns și așa mai departe. Nu știu cât de bine am explicat. Eu cred că întotdeauna cu learning by doing e sfânt, că până când nu faci tu e mai greu, dar după aceea absolut da. că te familiarizezi cu ce ai de făcut. Noi avem tutoriale video în care este explicat pas cu pas cum trebuie să faceți lucrul acesta. Adică dacă scrieți pe YouTube sau îmi trimiteți mie mesaj că nu mă descurc să adaug elevii. Și eu vă trimit un tutorial în care este explicat pas cu pas pentru a adăuga elevii, trebuie să procedați așa. Și vă uitați într-o parte și faceți în partea cealaltă. Ana, cred că ar fi util să trimiți câteva link-uri la tutoriale sau unde se găsesc pe grupul acela al organizatorilor acestei întâlniri, că atunci adaugă Măriu ca la articolul pe care îl scrie și e mai ușor ca să încercăm să nu ne aglomerăm unii foarte tare, că nu o să putem răspunde tuturor și să nu fie asemenea. E o frustrare că mie nu mi-a răspuns, că nu dorim. Și de multe ori fiind foarte multe. Să știți că tutorialele sunt aici pe site, în josul paginii. Deci sunt toate tutorialele. Aici ce oferă aplicația, aici în partea de jos, cum folosesc elevii și aveți tutorialele, cum folosesc profesorii, da? Da, cum selectez școala, cum creez conturi și așa mai departe. Sunt aici toate puse. E bună informația, utilă. Mulțumim frumos, Ana. Și felicitări și pentru ce ați făcut tu cu soțul toată aplicația aceasta și pentru ce faceți în școală. Am văzut de curând filmulețele, înregistrările de la televiziuni și e absolut uimitor. Felicitări și ție și familiei și echipei de acolo, manageriale din școală. Da, da. Mulțumim. Bun. Am mai înaintat un pas în ce ne-am propus să facem astăzi. Mai spun încă o dată, recapitulăm. Am vorbit câte ceva despre platforma Zoom, cum putem intra, ce putem face, cum putem să ne creăm cont și să creăm o întâlnire cu elevii. Anda Laura Silea ne-a povestit despre Meet and Easy Class și Easy Class, alte două platforme. Ana Ungureanu despre Another Smart Question, asq.ro. Mulțumim, Ana, mulțumim, Anda. Urmează Ana Maria Tudorache, altă Ana, care ne va vorbi despre Open Board și Google Classroom. Te rugăm, Ana Tudorache. Bună ziua tuturor! Mă auziți? Da, te auzim. Ok. O să fiu foarte scurtă. Vă prezint prima dată Google Classroom, că toți suntem în zona claselor virtuale. Este foarte ușor de accesat. O să dau și un share ecranului ca să ne descurcăm mai bine. Așa. Bun.
în regulă. Aici este contul meu de Gmail, contul de Gmail. Îl accesați Google Classroom-ul. Eu deja am făcute clasele respective. Da, îi vedeți aici. Să vedem cum pot să închid asta. Atât, e perfect. Bun, ce opțiune aveți aici? Opțiunea, eu am deja create, să creați cursuri. Așa, da, deci Google Classroom, aici intrați. Puteți să creați un curs, da? Aveți aici accesul cu DPR-ul și toate celelalte. Numele cursului pe care doriți să-l dați, secțiunea, subiectul, sala, să zicem, X, probă. Așa, creați. Imediat se creează cursul acesta. Așa. Aveți aici posibilitatea să trimiteți codul pentru curs. Eu n-am făcut lucrul acesta, am adăugat direct persoanele pentru curs de la fiecare cu adresa de mail. Se pot introduce, o să o introduc aici pe Anda, că o am în... și o să-i trimit o invitație. Nu contează dacă elevii au cont de Gmail sau de Yahoo, pot fi invitați direct. Îi puteți adăuga aici. Anda, rugăminte să accepți invitația, să te vedem. Aveți aici, în partea de sus, aveți fluxul, unde se va înregistra tot ceea ce lucrați, ce teme postați în ordinea în care apar. La activitatea de curs aveți posibilitatea să creați o temă. Îi dați un titlu, alegeți ce instrucțiuni vreți să le dați copiilor. Puteți să le dați punctaj, aici sunt 100 de puncte, pot să fie 40 de puncte, poate să fie fără notă. Există varianta termenului limită. Oricare dată, există, bineînțeles, posibilitatea aici să ofer și o oră, opțional. Da, eu pot să creez pentru 15 martie. Să existe un subiect, să fie vizibil, de exemplu, pentru toți studenții sau doar pentru Anda, care deja a intrat aici. Da, ea este singura mea studentă momentan. Și să oferiți, bineînțeles, puteți să adăugați și materiale. Materiale suplimentare, materiale din Google Drive sau fișiere, link-uri către fișiere din Google Drive, link-uri către YouTube. Ce voiam să vă mai arăt aici este faptul că puteți să creați o temă cu chestionar. Se creează un chestionar, un formular Google, pe care cred că, oricum, este și cel pe care l-ați completat pentru curs. Și aveți posibilitatea, ce mi-a plăcut foarte mult aici, este faptul că... Este verbul, nu știu, pun o întrebare așa. Aici puteți să adăugați varianta... Să ofere răspunsuri multiple, de tip grilă. Mi-a plăcut foarte mult faptul că pot să-i dau posibilitatea să-mi completeze într-un paragraf. Mai ales la limba română, cred că ar fi util să-mi ofere un răspuns scurt și să tot adăugați întrebări diverse. Aici. Asta mi-a plăcut foarte mult opțiunea aceasta. O trimiteți, bineînțeles, elevilor, o puteți trimite ca link sau o trimiteți prin e-mail aici elevilor. Eu am copiat link-ul. Așa. Și am adăugat aici link-ul către ei și l-am și trimis. Către singura mea studentă, Anda. Da, singura studentă întreabă.
E da. Nevoie de cont dedicat sau putem să ne registrăm? Tocmai ți-am trimis pe Yahoo. Da, da, mie da, dar ca profesor. Dar fi să, pentru respectarea GDPR-ului ar fi de preferat, de a clar este cont dedicat cel făcut de școală. Okay. Puteți să faceți în particular să lucrați cu contul personal. Deci nu este nevoie de un curs de școală dacă lucrați cu copiii personal. Mersi mult. No, cam asta este, cam asta este ideea, da? Deci trebuie respectat GDPR-ul în cazul acesta. Vreau să intru, cam așa se văd. Vă arăt, de exemplu, cum am lucrat cu cei de clasa 8-a. Le-am dat mai de mult teme, noi mai avem ceva teme. Cum mi-au postat tema? Că asta este foarte, foarte interesant. Aici am elevii care au predat tema și cum au predat. Au pozat, pur și simplu. I-am rugat să vă fie foarte ușor, pozați-mi tema și vă pot verifica. Ce pot să fac? Se va încărca imediat. Faptul că eu pot să corectez. Vă voi încerc să măresc. Aici nu pot că am lucrat. Ideea este că eu pot să adaug un comentariu. Poți să dai control plus, Ana, dacă vrei să mărești automat tot ce ai pe ecran. Cu control plus. Să încerc, nu știu dacă pot. Da, sper, cred că se poate. Da. Da, se poate, numai că nu vreau să... Bun, ideea este... Vom înapoi cu control minus totul. Da, ok, bun, în regulă. Bun, ideea este așa, dacă găsiți o greșeală în lucrarea elevului, da? Așa. De exemplu, aveți aici o căsuță în care să adăugați un comentariu. Ce este foarte drăguț la ea este faptul că eu pot să marchez exact cuvântul pe care vreau să îl... subliniez și cu care, pe, la care vreau să comentez. Da? Să comentez. Și comentez. Dacă vă uitați, aici am comentat elevei acesteia, da, legat de rolul cratimei, să își formuleze enunțurile și să înceapă cu literă mare. Da? Pur și simplu am corectat ceea ce mi-a scris ea pe o foaie. Am încărcat pur și simplu o fotografie, un JPEG. Deci n-a fost nevoie de ceva foarte complicat. Poți să nu aibă laptop, se instalează aplicația Google Classroom pe telefon, pozează și eu pot să fac și comentarii pe tema lor. Deci acesta este un exemplu de corectare a testului. Plus că având o temă având un termen, mi se spune și când sunt predate cu întârziere temele respective. Aici, vedeți, sunt cei care n-au apucat să trimită tema. Aici ce am făcut, am inserat eu pur și simplu un PDF, vă voi arăta, am lucrat... În partea aceasta am lucrat cu tableta grafică și cu PPT-ul și am corectat pur și simplu testul și le-am trimis și lor o variantă pentru exercițiile acelea care sunt cu răspuns scurt, nu necesită, nu o compuneri și toate celelalte. La celelalte am dat indicații. Cam asta este Google Classroom-ul pe care îl folosesc. Deci chiar îl folosesc și la care îi mai descoper încă facilitățile. Aici am încărcat o temă cu exerciții, o fișă și mi-au trimis fotografii, bine, și strâmbe fotografiile, dar sunt ok. Bun, cam atât de Google Classroom. Dacă aveți întrebări legate de asta. Au fost mai multe comentarii, nu neapărat la Google Classroom, pe margine, apropo de faptul că poate copiii n-au
n-au adrese de e-mail, ce facem, cum facem. Cred că pentru întrebări de genul acesta, pentru că noi le-am prevăzut și înainte de a face întâlnirea asta, o să ne oprim puțin la final să mai dăm niște răspunsuri. Așa că acum, dacă aveți întrebări pentru Google Classroom, pentru Ana, și mulțumim, Ana, pentru prezentare. E o întrebare pe cum încarcă elevii JPG, mă întreabă cineva în privat aici pe chat. Deci pentru încărcarea temelor, pur și simplu intră pe contul lor și au o opțiune, o agrafă în care fotografiază și pur și simplu își trimit acolo tema. Este foarte ușor și au dat seama mai bine decât mine, s-au descurcat minunat. Sunt pozele puțin strâmbe, dar le pot vedea și pot să le adaug, să le adaug comentarii și, bineînțeles, sunt personale. Deci niciunul dintre ei nu vede tema celuilalt. Nu vede comentariul celuilalt. Deci totul se predă personalizat. Uite, chiar văd aici Carmen comentează, orice smartphone, dacă au smartphone, e clar că au un cont de Gmail și automat vor avea acces la Google Classroom. Mie îmi place foarte tare, am zis că o să încerc și Easy Class One Day și nu știu, cred că voi avea de lucru zilele astea. Și ca să fiu scurtă, dacă nu mai aveți întrebări pe Google Classroom? Vreau eu să întreb ceva. Da. Salut. Eu sunt învățătoare. Da. Și mă gândesc că pentru fiecare materie va trebui să-mi creez o nouă clasă pentru română, matematică sau... Ele sunt considerate pe ideea de curs. Eu am denumit, deci pot, fiind o singură clasă, merge să faci cursuri. Clasele respective pe care eu le-am denumit clasa X, este pentru că eu predau română, să zicem, la clasa a șaptea. Uh-huh. Și atunci n-a fost nevoie să fac pe materie. Atunci merge făcut curs separat pentru fiecare materie. Deci face mai multe cursuri. Da, ar merge acolo. Mersi. Făcut curs. Mai întreabă pe chat Violeta, ce că a pierdut camera, că are microfon, dacă e nevoie și ca școala să aibă cont, nu știu exact la care dintre ele întreabă, zicea de Măriuca. Ideea este. Da, te rog, Ana. Ideea este în felul următor. Dacă este problema GDPR-ului și atunci pe contul făcut de școală și cu toate celelalte, dar dacă aveți acordul părinților și ca elevii să folosească, eu zic că este foarte ok și pe contul vostru personal, dar să aveți acordul părinților ca ei să folosiți pe contul personal. Asta spun. Deci pe contul de la școală mi se pare că este potrivit. Bun, dacă nu mai sunt întrebări pentru Google Classroom, propun, Ana, să trecem la cealaltă parte pentru prezentare. Care tu ai spus, da, pe Open Board, că ne prezinți. Bun, deci ce este Open Board-ul? Open Board-ul este un whiteboard gratuit. Îl găsiți foarte ușor. Acum voi da și un share screen. Așa. Deci îl veți găsi foarte ușor. Da? Open Board pe Google. Așa, îl aveți aici. Îl instalați, are opțiunea să-l instalați pentru... este gratuit, da? Deci este gratuit. Îl aveți, este opțional să-l instalați pentru Windows, pentru Android, Android nu știu sigur, dar și pentru cei care folosesc Apple-ul. Eu l-am deja instalat, este aici. Așa. Așa se deschide. Este foarte ușor de folosit. Din ce punct de vedere? Pot să-l folosesc ca pe o tablă interactivă în momentul în care comunic cu elevii și, de exemplu, îmi partajez ecranul. Pot să scriu pe el. Da? Open board. Tu cu ce scrii acum, Ana?
Sau ai tabletă? Deci eu am o tabletă grafică cu care lucrez, dar puteți aveți opțiunea aici, imediat, să folosiți tastatura. Da? Ana folosește tastatura. Da? Deci aveți posibilitatea aceasta. Puteți foarte ușor, să-l las eu pe ăsta un pic, așa. Să folosiți fundaluri diferite. Dacă sunteți de folosiți pentru matematică, da, aveți posibilitatea să folosiți fundalul acesta pentru matematică, negru, albastru, bun. Ce mai este foarte interesant este faptul că puteți să creați materiale video cu ajutorul openboard-ului. Da, mă enervează un pic ăsta. Faptul că... Da, am ăsta de la HP aici, în ăsta. Da. Bun, ideea este că puteți să încărcați, documente, mai arăt încă o dată, importarea documentelor, să le deschideți în tablă și să lucrați pe ele. Aici este o prezentare în open board. De preferat, documentele acestea, în momentul în care le încărcați în tablă, să fie în format PDF. Se pot încărca și alte documente, dar se lucrează foarte bine cu ele PDF, nu se mută. Da? De exemplu, aici este o prezentare a mea legată de open board și vă voi face și un tutorial, îl voi face un podcast pe măsură ce lucrez pe el. Podcastul, da, deschidem open board, ne ducem, da, sper că se vede. Da. Podcast, exact. Da? Așa, da. L-am deschis aici jos, îl activez, pornesc înregistrarea ecranului, începe să-mi înregistreze. Și eu acum pot să fac prezentarea vorbind despre crearea suporturilor audio-video cu săgețelele în mut prezentarea. Aceasta este prezentarea mea în care explic. Bineînțeles că aveți posibilitatea să subliniați în open board. Dacă nu aveți o tabletă grafică, să știți că pe la începuturi lucram și cu mouse-ul. Cu un minim de atenție, îmi gestionam un pic, îmi țineam mâinile drepte și reușeam să subliniez. Da, aici aveți o prezentare acum a felului în care se poate lucra în open board și m-aș opri ca să nu vă plictisesc. Opresc înregistrarea de la punctulețul acesta, ies din open board. Și am ajuns la mare, ce frumos e. Da, și am ajuns la mare și aveți aici castul pe care l-a făcut open board-ul, îi dau drumul. Începe să-mi înregistreze. M-a auzit, se va deschide. Da, te auzim în ramă. Da, se aude, se deschide, trebuie să-l deschid cu altceva imediat. Câteodată, fiind gratuit, se mai... Open-uit, nu? Da, trebuie să-l... Da, să vedem. Să-mi înregistreze. Eu acum pot să fac prezentarea vorbind despre spatele. Adică între timp mai auzim pe cineva? Dacă da, open uit, ai dreptate. Cine se mai aude, îmi spune să mai închidem. Hai să vedem cu Windows Media Player. Știu că cu unul dintre ăsta este. Da. Vedeți? Da. Eu acum pot să fac prezentarea săgețelele în mut. Da, deci așa se face prezentarea cu open board-ul. Deci este foarte ușor de folosit. Puteți să-l folosiți în momentul în care lucrați cu Zoom, cu Meet-ul, prezentați elevilor diverse explicații. Ori varianta aceasta, cum spunea și Anda la un moment dat, eu am lucrat chestia asta, am folosit pur și simplu un PPT cu slide-uri albe și am scris în el. Deci asta a fost varianta în care am lucrat. Cam asta este
Classroom-ul și Open Board-ul. Este foarte, foarte ușor de folosit Open Board-ul. Mie îmi place foarte tare. Da, mulțumim mult, Ana. Eu am văzut ieri, alaltă ieri, la Anda și la tine și mi l-am instalat și am început. Nu vă spun ce exerciții am făcut de scriere cu mouse-ul, neavând tabletă și așa, dar o să vă cer detalii, să văd ce trebuie să-mi cumpăr și așa, pentru că, într-adevăr, e haios și îți vine să-l folosești. Da, și mai ales că merge să folosești tastatura, adică, totuși, până la tabletă grafică, merge tastatura sau se poate lucra, de exemplu, în să faci ce ai de făcut materialul în PPT, îl salvezi PDF, îl încarci în Open Board și faci prezentare pe el. Uh-huh. Da, deci asta este. Poți să... intervin, da. Ai uitat jucăria frumoasă de la Open Board, dacă poți să intri iar să arăți partajarea ecranului cu Open Board. Uh-huh. Cu desktop-ul? Da. Să le arăt desktop-ul. Da. Să observe că pot lucra, nu trebuie neapărat să importe, dar dacă au ceva, nu știu, un filmuleț, o chestie, un alt document pe care nu-l pot importa, să lucreze sublinind pe el. Da. Deci am Open Board-ul și am aici, da, are dreptate Anda, am uitat să prezint asta. Aici aveți afișare desktop. Și vă trimit în desktop, dacă nu vreți să scrieți, și vă arăt din nou PPT-ul meu. Deci există. E super bine. Noi ne jucăm cu Open Board-ul de cât? Cred că sunt 4 ani de când lucrăm. De mai mult, că prezentarea mea este destul de veche. Și atunci știu că am prezentarea, n-am mai verificat-o. Da, este foarte, foarte bun și e gratuit. Asta e cel mai important lucru. Da, Galina a ridicat mâna, cred că vrea să întrebe ceva. Deblochează telefonul, Galina, și te ascultăm. Și cineva zice, mi-apare mie aici că Anca vorbește. Galina, o să deblochezi microfonul și să ne spui ce vrei să ne întrebi sau ce vrei să ne adresezi. Dacă nu reușești, eventual scrie pe chat ca să vedem despre ce e vorba. Bun, altcineva dacă mai are întrebări pentru Open Board sau pentru ce ne-a prezentat Ana? Bun, alți doi participanți mi-apar mie aici că au ridicat mâna. Numai un pic să văd dacă pot să identific. Da. Uite, i-am dat eu unmute Galinei. Galina, poți să întrebi acum că ți-am deblocat eu microfonul. Spune ceva să vedem dacă te auzim. Deblochez microfonul și pentru Maia Răileanu, că văd că are și ea mâna ridicată, să văd dacă vrea să ne întrebe ceva. Se pare că... Să întreb eu ceva până atunci. Da, te rugăm, Corina. Pentru Open Board, o întrebare. Să văd dacă am înțeles. Deci toate materialele PDF-uri să devină? Ideal, am înțeles. Așa. Eu de la Ana. Ar fi ideal să devină PDF-uri pentru că nu se pot muta. Exact. Deci da. Sunt... De exemplu, dacă nu scriu bine cu mouse-ul, să scriu pe o foaie, fac o poză, o transform în PDF și atunci o pot utiliza. Da, sau mai simplu, eu fac Word-uri, PPT-uri, pe calculator, le transform în PDF și le încarc. Da, da, da. Da. Dar se poate... Da, scrisul de mână, da. Vine mai repede. Da, sau se poate, de exemplu, pe Open Board, direct pe foaia aceea, pe fundalul acela, se poate scrie cu tastatura, cum am arătat. Da, 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 da. Bun, mulțumesc. Cu drag. Eu am deblocat acolo la Galina, dacă dorește, reușește. Dacă nu, rog colegii care mai au orice alte întrebări să mai adreseze. Bun. Da, Mariana, te rog, deblochează microfonul. Hai că ți-am dat eu unmute.
Bun găsit tuturor! Felicit toate colegele care au lucrat pe platforme și programe minunate. Eu ce am realizat în vacanța de anul trecut a fost folosirea platformei KiddieBot. Nu știu dacă pentru, o cunoaște. Pentru cei mai mici mai ales. Da, da. Utilă, da. Și am creat acolo vreo 14 quizuri. Și copiii au lucrat. N-am înscris toată clasa, doar pe cei care au dorit și vă pot arăta eventual quizurile create de mine, dacă interesează pe cineva. De și ce nu? Eu zic că cine e interesat poate să mai rămână, oricum nu e nimeni condiționat cât să stea, dacă să stea de la început până la sfârșit. Poate n-ar fi rău să partajez puțin ecranul, Mariana, pentru că au mai fost întrebări despre ce se poate folosi mai mult sau mai bine la cei mici. Evident că și tot ce a fost până acum e ok, dar dacă avem și lucruri mai aplicate, mulțumim, Mariana. Am share screen. Da, exact. Da, când ai share screen, aici... să vedem ecranul tău. A, se vede ecranul meu acum? Încă nu. Am dat share screen pe... Știți că ai un ok ceva jos acolo. Share, da. Acum. Da, deci acesta... Acum ne-a apărut, da. Acesta este contul meu, profilul meu, unde am introdus elevii. Aici este contul meu. Programul este totuși o platformă gratuită, dar ca să descarci diplome pentru copii cere bani. Ei pot lucra, de exemplu, au lucrat între... cu chestionarele mele pe care le-am creat intrând aici în teste, adaugă quiz. Uh-huh. Și aici putem să alegem ce dorim, limbă română, engleză, franceză, în ce limbă dorim. Titlul quizului eu am creat pentru ortograme, pentru limbaj muzical, pentru matematică, descriere, pe scurt ce prezintă, la ce se referă chestionarul, autorul apare numele automat, despre o carte la română, povești, poezii, 10 întrebări. Am mers pe 10 întrebări, categoria de teste, cărți, lecturi sau alte teste, alegem fișierul ca să punem o poză sugestivă, clasa pentru care se creează testul, eu am creat pentru clasa 1 și încep întrebările. Prima întrebare, unde eventual zicem cum se scrie corect, să zicem ortograma sa. Mama s-a dus la piață și punem varianta corectă și apoi încă 3 variante greșite. Și așa se procedează pentru câte întrebări dorim să conțină testul. În general se merge pe 10. Adaugă quiz și se alcătuiește chestionarul. Acum nu știu cum să dau aici să văd între exact ce am creat eu la profil. Quiz, clasa mea, am introdus copiii mei, elevii. Aici este contul tău, profil aici, public. Și aici sunt elevii mei de la școala gimnazială. Am diplomă de voluntar, diplomă de coordonare educațională și acestea sunt quizurile create de mine. Calculați și vă distrați, ortograme buclucașe, La Paști de George Coșbuc, Cete Legende de Mihai Eminescu, elemente de limbaj muzical, varianta 1, varianta 2. Ok, pune-ne un pic link-ul către ele. Zicea cineva aici, o colegă, că nu e dezirabil ca elevilor mici să li se ofere variante greșite, cred că s-a înțeles greșit, este... Dacă eu am înțeles bine, tu când crezi, trebuie să pui 4 variante, din care una e corectă, 3 sunt greșite. Da. Poate nu, m-am exprimat apărea, eu.
Greșit. Da, lui vor apărea toate patru și va alege una. Nu, nu, nu. Da, și limita de timp este, mi se pare, 5 minute. Deci, dacă nu se încadrează, pierde timpul și apoi nu mai poate relua acest test. Cam astea sunt condițiile. Dar, deci eu am creat cont tuturor copiilor, au parolă fiecare, uitați aici punctajele pentru cei 15 copii și am lucrat. Și au învățat, chiar au citit cărți și au lucrat nu numai din testele mele, ci și din ale colegelor, ale altor. Poți să faci concurs și cu alte școli, e topul echipelor, lupta luna, pe luna curentă și se câștigă crocobeți. Crocobeții sunt niște, dacă nu rezolvă testele, le mănâncă crocobeții cărțile. Și atunci îi invită la citit. Da, tot felul de trucuri interesante. Da. Era o întrebare aici, Claudia întreba pe chat, Mariana, cum accesează copiii Kidibot? Da, deci eu le dau parola, le-am făcut aici, de exemplu, Albinuța deșteaptă 33, deci trebuie 3 nume selectate. Albina, deci liniștită 17. Se creează contul și le dau și parola. Sau își creează ei pur și simplu contul. Ei intră pe laptop, pe telefon, pe ce? Ceva care are și net, pe da? Telefon se poate, și pe laptop. Da, spun colegi, Irina zice că nu pot intra fără ajutorul părinților. Au nevoie de un e-mail, într-adevăr. Au nevoie de un e-mail. Eu, sinceră să fiu, acum fiecare știe cam cum arată profilul clasei și al copiilor din clasă, dar cu siguranță vom avea multe surprize plăcute, zic eu, în perioada aceasta, pentru că ei de multe ori știu mult mai mult decât credem noi că știu. Și numai să scoți un pic, Mariana, da, ecranul, da? Dar vezi că ai un stop sharing, dacă dai în partea de sus a ecranului, ți apare un buton cu roșu. Da, scrie acolo stop, așa și formă dispare. Gata. Mulțumesc așa. Frumos! Cu plăcere, de-abia experimentăm și cu ocazia asta mai aflăm câte ceva despre ce știu. Bun, mulțumim Mariana, mulțumim Ana Ungureanu, Ana Tudorache. Cam asta ne-am propus noi pentru astăzi. Dacă dumneavoastră mai aveți orice alte sugestii, eu am creat un document mai mare, un Excel, în Google Drive, da? Și acolo am pus mai multe sheet-uri în care să venim fiecare pe cât doriți cu link-uri utile, pentru că deja simt cumva că sunt extrem de multe și ar trebui cumva să le organizăm. Cred că această primă întâlnire noastră e utilă pentru a avea cât mai multe informații și fiecare să experimenteze și să încerce singur acasă, când, cum dorește, tot ce consideră că e necesar, util sau pertinent pentru ce vrea să facă cu copiii. Cred că foarte important este să menținem cumva legătura cu ei și să le dăm să citească, să lucreze câte ceva. Eu le spun că eternul meu sfat este să citească nu în format electronic, ci să citească în format letric, imprimat, pe hârtie, dar că e, cred, important și să ținem legătura și să le dăm ceva mai concret de făcut, pentru că altfel, dacă nu, ei oricum își vor găsi și vor face diverse, nu neapărat utile. Da, Anda, ai mâna sus, te rugăm. Ok, am găsit de unde să ridic mâna, e un lucru da, mare. Da, da, există, da. Da, în completarea celor spuse de tine, Carmina, cred că ar fi foarte important să comunicăm cu ei. Nu știm câți dintre ei sunt supravegheați, câți dintre ei chiar stau acasă. Haide să, mai ales dacă suntem diriginți, dacă chiar ne pasă un pic, să zic așa, e momentul ăla în care chiar trebuie să fim solidari, să încercăm să le explicăm copiilor pe grupurile de WhatsApp, pe tot ce avem noi la îndemână, să ne rugăm colegii, sinceri, să ne ajute sau să-i ajute. În webinarile făcute de mine zilele astea, cam o oră de discuție a fost, doamna, ce face? Cât durează? Ce se întâmplă cu? Deci știu că nu avem răspunsurile pentru lucrurile astea, dar
ei au nevoie să vorbească cu cineva, mai mult ca sigur părinților sunt la muncă, sunt singuri prin casă sau încearcă cumva, nu știu, sper din tot sufletul să fie singuri în casă. În orașele mari e o problemă, orașul meu e mic, la mine n-ar fi o problemă, cei de la țară iarăși. Dar hai să vorbim cu ei și nu numai despre cum să facă matematică, fizică, română și așa mai departe, să ne luăm 10 minute, 15 minute să vorbim cu ei despre conduita pe care trebuie să o aibă zilele astea. Da, cred că e foarte util că ne-ai amintit asta. Cu asta eu am început, când la întâlnirea cu copiii și cu părinții, spunându-le despre, în primul rând, cred că cel mai important e acum să avem grijă de igienă. A noastră să ne spălăm des pe mâini, să ne spălăm prin casă toate clanțele și mouse-ul, atenție că e foarte important, ecranul și partea de mousepad unde dăm noi acolo cu degetul pe ecran, pe tastatura, lângă tastatura laptopului și toate cele. Tot în acest sens am făcut un folder, tot în Drive, l-am deschis și o să dau partajare link către voi toți cei care ați participat și nu numai, și către toți cei care s-au înscris, câteva sute, adică aproape dublu față de câți am fost astăzi aici. Și am pus acolo tot felul de materiale care am considerat că sunt utile, pe care le-am descărcat zilele astea, indiferent că sunt link-uri pentru citit, pentru adulți, pentru părinți mai ales, sau și mai ales cele vizuale. Eu pe majoritatea le-am postat și pe Partners. E o pagină de Facebook pe care am creat-o acum câțiva ani în cadrul unui proiect, când am considerat că e util să fac cumva, să mai decongestionez pagina personală și tot ce consider că e util din punct de vedere profesional pentru elevi, părinți, cunoscuți în general, pentru toată lumea, cam postez acolo. Zilele trecute am făcut grupul acesta, care era un grup privat, l-am făcut un grup public și dacă doriți, puteți să dați cerere și accept toate cererile fără discuție. V-am pus și link-ul aici și acolo tot postez tot fel de informații, așa cum a fost și informația primară despre organizarea acestei întâlniri online. Am mai pus mai sus niște link-uri de la diverse platforme, site-uri pe care eu le-am folosit la clasă și care copiilor le plac, pe care ni le-a spus și Cornelia, formatoarea mea la CRED, ClassTools.net sau WordWall. Sunt deja create materiale destul de multe acolo și puteți să le importați, exact la fel cum se poate și în Kahoot. Sunt foarte multe materiale deja făcute, create de colegi pe care le puteți importa dacă ei au pus opțiunea de a le face publice, dacă nu sunt doar private, doar pentru ei. Și cred că făcând fiecare dintre noi câte ceva o să putem experimenta și să învățăm mai mult. Pentru mine personal, întâlnirea asta a fost extrem de interesantă și de utilă, de la o idee așa plecată peste noapte. Am învățat foarte multe de la o zi la alta, cred că fiecare dintre noi. Sunt convinsă că v-ați luat și notițe. Eu am făcut prin screen-uri aici la mai multe momente ale activității noastre. Nu știu sigur ce a ieșit cu înregistrarea, că din când în când am văzut că a mai sărit, a intrat într-un fel de pauză, i-a mai dat drumul să văd după ce terminăm ce și cum pot și unde pot salva. Nu știu, aș vrea să mulțumesc așa tuturor participanților, colegilor care au intervenit în mod special, cei care au prezentat, cei care au pus întrebări vorbind sau scriindu-le. Măriuca, mulțumim mult pentru găzduire, că am putut intra așa peste 100 de persoane și mă bucur așa că văd colegi de pe peste tot, de prin tot felul de proiecte în care lucrăm, în Rose, în alte cele, în CRED, nu mai vorbesc, și colegi de la toate nivelurile sau structurile ierarhice, dar cel mai mult clar că suntem cei care lucrăm la firul ielbii, adică cu copiii, și e clar că dacă suntem aici înseamnă că ne pasă și că vom și face ceva în sensul acesta. O să mai las puțin, dacă mai sunt alte întrebări, să le scrieți sau să le adresați aici. Dacă nu, eu vă mulțumesc. O să vă trimitem un,
Nu știu sigur dacă e acum pregătit, Măriuca, un chestionar de feedback. Dacă nu, pe mail-ul pe care îl veți primi, veți primi și un link în care să intrați și să completați. La fel vă rog de sincer, cât de sincer se poate să scrieți acolo, pentru că atunci clar ne ajută și putem să îmbunătățim ceva la noi personal, dar și la comunitatea care cred că deja s-a format. Colegii care au prezentat, dacă vor să mai adauge ceva. Dacă nu, mulțumiri, așa cum au adresat și colegii înscris aici foarte mult. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră. Întrebarea era cum primim înregistrarea. O să văd ce s-a înregistrat și cum pot salva, cât de mare este. În principiu, prin e-mail, pentru că toți cei care s-au înregistrat prin formularul acela au adresa de e-mail trecută. Eu așa v-am și trimis link-ul de conectare și deja am prelucrat adresele de e-mail încât mi-e ușor să vă trimit. Și dacă nu, după ce reușește Măriuca și cine mai dorește, evident, să completeze. Uite, Măriuca ne-a pus acum link-ul pentru formularul de feedback, un formular cu siguranță mai scurt acum pentru întâlnirea de astăzi. Vreau doar să explic Carmina. Mulțumesc și eu tare mult, nu mai țin decât un minut. A fost o întâlnire pe care Carmina a inițiat-o și imediat ne-am pus rotițele în mișcare și am creat platforma asta, dar în principiu prin acest formular îmi doresc mai mult să culeg mai multe resurse de la voi și nevoi pe care le aveți în continuare, pentru că ce îmi doresc să fac și peste weekend și săptămânile care urmează este să dau o formă cât mai clară și pas cu pas, pentru că am urmărit întrebările voastre și îmi dau seama că sunt multe necunoscute. Pot să fac cont de e-mail elevilor, dar am nevoie de cont de G Suite și așa mai departe. Toate lucrurile astea aș vrea să le punem într-un document și să le publicăm în mai multe articole separate pe platforma Aspire Teachers și să continuăm comunicarea și pe grupul de care vă amintea Carmina și pe pagina noastră de Facebook. Ideea este să ne clarificăm cât se poate de mult ce putem face cel mai bine în perioada următoare. Un lucru pe care nu l-am atins neapărat în agenda, pentru că știu că sunt mulți profesori și din mediul rural, unde copiii n-au acces la internet sau nu pot să-și facă un cont sau sunt foarte mici. Și atunci mă gândeam că ar fi fost util să discutăm un pic și despre ce soluții avem pentru ei. Ce sugera și domnul profesor Constantin Lomaca este să le dăm lor fișe separate sau să avem acum cât încă se mai poate copiii să meargă în casa unuia care are totuși acces la internet, dar după aceea cred că va fi o perioadă lungă în care acești copii nu vor putea să se conecteze online și trebuie să ne gândim și la asta și să creăm niște fișe speciale pentru ei, pentru că măcar să lucreze cât se poate de mult cu un părinte sau cu cei care îi ajută în timpul în care ei nu pot veni la școală. Dar ce-mi doresc este să compilez cât mai multe din informațiile acestea structurat, adică ce instrumente folosim pentru comunicare live, sincronică, cu elevii, ce instrumente de împărtășire a documentelor sau de dat teme sau aplicații, cum este ASQ, putem folosi și pas cu pas. Evident, va fi nevoie de mult mai multă pregătire până la urmă și de lucru individual, contează și ține de fiecare dintre dumneavoastră să se implice în acest proces, dar am văzut că se poate și dacă dați un mesaj puternic elevilor și îi motivați și aveți un calendar foarte clar cu fiecare clasă, atunci eu cred că putem să ne stabilim niște rutini ca în perioada următoare să continuăm așa, pentru că cel mai probabil această criză se va accentua și vom fi mai multe săptămâni în care va trebui să învățăm învățarea de la distanță. Noi vrem să venim în sprijinul vostru și, din nou, dacă nu funcționează, nu știu, Zoom sau nu vă descurcați cu altă platformă, puteți să trimiteți întrebări și pe platforma Aspire Teachers și încerc să răspund cât de repede și să pun la dispoziție și conturi de Google Suite ca să puteți organizați întâlniri pe Meet. Oricum ar fi, vrem să facilităm cât mai mult contactul cu elevii și să puteți să experimentați și această nouă perioadă în care nu va fi simplu, dar cu siguranță că dacă suntem motivați și suntem împreună și continuăm împărtășirea asta, o să reușim să ne descurcăm. Și eu vă mulțumesc tare mult și rămâne să revin cu acel articol pe care l-am promis cel mai târziu luni. Mulțumesc mult și Carmina pentru... Mulțumim mult, Mărioara. Sănătate tuturor. Grijă de voi și de cei dragi.
și să ne revedem cu bine, indiferent cum Carmina? Și când va fi. Da, Violeta, te rog. Vreau să spun câteva vorbe. Îmi pare rău că mi-a căzut camera. E o cameră din aia mobilă. Nici o problemă, te auzim. Grupul Inspirație pentru Școală sunt colegi care urmăresc postările și cu care am avut contact în atâtea rânduri. Am să pregătesc niște întrebări pentru ei și am să fac o invitație pentru a învăța împreună ceva. Astăzi sau mâine. Deci, apropo de împărtășire și de comunicare, știu colegii ce spun. Închei și eu prin a-ți mulțumi foarte mult pentru inițiativă și pentru tot ceea ce am primit astăzi. Mulțumim, Violeta. Da, cred că e important să circule informația și e clar că informația circulă atâta vreme cât suntem atâția oameni interesați aici. Și cu siguranță mai sunt și alți colegi. Mulți mi-au scris că nu pot să fie astăzi live cu noi, dar că așteaptă informații. Așa că, acum mai mult ca oricând, cred eu că dacă noi suntem conștienți că putem să-i ajutăm pe ceilalți și dacă facem ca informația să circule, ne va fi util tuturor, nouă, personal și mai ales copiilor. Mulțumim pentru deconectare fiecare, acum să spunem și pasul de deconectare. Poate să dea din partea de jos aici în dreapta end meeting și practic iese din platformă. Dacă eu voi da end meeting de aici, adică cel care găzduiește, exact cum veți putea face și voi când vă întâlniți cu copii, practic închideți, tăiați macaroana, cum s-ar zice cu ghilimele de rigoare, tuturor închideți toată întâlnirea, încet încet colegii ieși, suntem tot mai puțin. Cam așa funcționează ceea ce am experimentat astăzi, Zoom-ul și tot ce ne-au mai explicat colegii. Ținem legătura și diseminăm informația. Cred că sunt informații esențiale astea. La fel, dacă aveți propuneri de întrebări cu ce să punem în chestionarul pentru elevi, apropo de această nouă experimentare în învățare. Le așteptăm cu drag. Mie puteți să-mi scrieți pe Facebook în privat sau să-mi trimiteți mail-ul, pentru că acum aveți și adresa mea de mail. Cu mail-ul va fi poate un pic mai complicat, că avem vor fi probabil foarte multe mail-uri, dar pe cât posibil și în timpul pe care l-am la dispoziție, încerc să răspund tuturor colegilor. O după amiază frumoasă tuturor. Numai bine. Numai bine. Mulțumesc, Angelina, pentru suport și pentru tot. Pentru puțin, pentru foarte puțin a fost grozav. Important e ca toată informația asta să ajungă la cel puțin câte 2-3 colegi, știi, ca să se înmulțească numărul celor care o să folosească platformele. Abia aștept să văd rezultatele și cred că le putem foarte repede. Da, și eu cred, am încredere că Măriuca întotdeauna pe ea am rugat-o și de data asta ai văzut că scrie articole foarte concrete la obiect și de asta am rugat-o și pe ea că cel mai bine așa să lucrăm împreună. Și ai văzut ce am pus pe grupul organizatorilor, o să ne gândim, vă mai întreb eu acolo cum să facem să transmitem informația pentru cât mai mulți colegi. Uh-huh. E important
să continuăm, eu știu, săptămâna viitoare, cei care reușesc să facă chiar așa un orar complet online, să diseminăm informația ca să se vadă că se poate și să dăm curaj și celorlalți. Poate sunt care dintre noi care au văzut eu acum teoria, dar le e greu să pună în practică. Și cu cred că ne ajutăm unii pe alții și așa e cel mai simplu să facem, că până la urmă învățăm când facem noi, dar o întrebare și un răspuns la momentul oportun poți face foarte, foarte multe și fac diferența. Tu ai reușit să faci un program de câteva ore sau ai făcut doar așa de probă câteva ore până acum? Am făcut de probă cumva cu copiii și părinții pentru, diferă cred că foarte tare, știi? La nivel primar, cum am eu de bază orele, e mai simplu și am stabilit că săptămâna viitoare facem de la 10 la 12 în fiecare zi cu toți cei care pot intra și dacă au intrat toată copiii cu părinții, pe urmă părinții au văzut despre ce e vorba și au încredere să-i lase și singur pe copii dacă cumva sunt plecați sau la serviciu sau în altă parte. Copiii oricum sunt mai mari fiind clasa a patra, dar la profesori cred că e altceva, știi? Ai văzut, de exemplu, cum face, uite, am discutat de asta și am uitat Cristina Tunegaru, ea pur și simplu se filmează și dă live pe Facebook, sunt 400-500 de oameni care urmăresc odată, plus că atunci e lecția pur și simplu, știi? Dar cred că e important și să interacționezi direct cu copiii pe care tu îi ai la școală și să le dai ceva de făcut cumva organizat, știi? Adică să facă oarecum același lucru tot, sau mă rog, fiecare poate să facă cât de mult dorește în plus, dar un minimum, știi, transmis să fie. Pentru profesorii de gimnaziu și pentru cei de liceu, cred că este esențial să comunice cu dirigintele clasei, care deja are o bază de date, are un grup de WhatsApp, un grup de Facebook. Așa am colaborat cu colega mea, de fapt amândouă am fost așa gând la gând, când am sunat-o să mă ajute să iau legătura cu toți elevii, deja organizase o întâlnire, de fapt programase o întâlnire pe Zoom și am intrat amândouă cu toți. Da, și am organizat și ne-am organizat pentru săptămâna viitoare. La fel cu o altă colegă dirigintă la clasa 8, am intrat împreună cu elevii și atunci elevii sunt mult mai motivați, văzând și profesorii pe amândoi împreună. Sau doi care colaborează, atunci văd că lucrurile sunt serioase și că trebuie să facă... Da. Să ia parte la vezi, e mai greu un pic când sunt mai mulți profesori la o clasă, dar na, cumva am simțit că măcar la materiile de examen, știi, trebuie să-i ținem cumva în priză. Nu înseamnă că celelalte ar fi mai puțin importante, dar ne gândim acum fiecare cum consideră și în funcție de câte experiențe are. La 8-a ne-am gândit și noi că ar fi foarte important să nu piardă legătura cu româna și matematică în perioada asta. Și profesoarele se mobilizează, chiar și-au arătat interesul și sunt convinsă că o să iasă ceva foarte fain. Și am văzut că sunt atât de încântați copiii când intră pe platformele astea, poate mai încântați decât în clasă, știi? Așa, un entuziasm. N-am reușit să-i strângem pe toți, asta este încă marea problemă și așa un punct slab pe care nu știm încă cum să-l acoperim. Avem și copii din medii foarte defavorizate care nu au nici telefon, nici internet, sau acei copii care sunt în căsuțe de tip familial, care... La fel au poate toți acces la un singur calculator și acolo trebuie să ne gândim cum facem. Dar dacă e să ne gândim la majoritate, totuși putem acoperi majoritatea copiilor și să acoperim așa un spectru destul de larg. Știu că nu este tocmai echitabil și trebuie să ne gândim și la asta, cum a spus Măriuca, că ar trebui să fie șanse egale pentru toți, dar până la urmă e situație de criză și dacă reușim să facem cât facem, eu cred că e mult. Da. Da, eu m-am mai gândit, de exemplu, având clasa a patra și probabil că o să avem acea evaluare națională, dar nu neapărat că evaluarea națională ar fi scopul meu, ci tot așa scopul de a ține cumva în priză. Când am avut clasa a doua, a fost anul acela în care n-ai avut voie să iei niciun fel de culegere de nimic și atunci soluția pe care am găsit-o a fost să imprim eu efectiv teste date în anii anteriori și modele de teste, chiar în formatul A4 am vrut să le imprim, tocmai ca să fie formatul întreg și ei să fie obișnuiți cu acel format de A4 și de a răsfoi, a umbla prin foile alea. Și am imprimat nu știu câte zeci de teste din astea, cum erau la a doua, și pe citit, și pe scris, și pe matematică, și am făcut față verso câte un exemplar fiecărui copil la Xerox pur și simplu, a ieșit până în 10 lei, cu ele legate, spiralate,
și am avut fiecare copil și am lucrat mai ușor. Și acum exact la aceeași variantă m-am gândit, deja oricum era discutată cu părinții, la ședința cu părinții, și astăzi o să trimit la un Xerox prin mail formatul ăsta tot pe care să-l imprime, le spun câte să multiplice și o singură mămică merge să le ia, să le achite și pe urmă se vor distribui, vedem cum, tot așa în ideea în care să fim cât mai puțin să interacționăm unii cu alții. Pentru că, pur mai simplu, știi, să lucreze ei concret pe hârtie, nu atât online, și să putem să verificăm ce au lucrat toți cei care lucrează. Dar m-am și gândit, de exemplu, pentru cel de clasa a doua, pentru că eu tot am lucrat atunci și le-am pe toate strânse adunate, o să-l și pun, cred că, în curând pe net, să beneficieze cine are clasa a doua, că oricum am făcut o muncă atunci și e păcat să nu și după ce termin cel de-a patra, pot să fac la fel și cu ăla, adică chiar dacă cineva muncește, mi se pare normal să beneficieze și alții, să nu mai pierde și alții vremea. Dar bun, hai că ies și eu să văd acum cum fac cu filmările astea pe aici. Da, păi dacă avem povești nesfârșite noi, bineînțeles, mai ales când ne-am văzut de mult. Bine, te pup, Angelina. Pa, pa, pa. Ne auzim cu bine. Te pup. Pa, pa.